Da. Domnule consilier, mulțumesc de acceptarea invitației la ședința ordinară de astăzi. Doamna președinte, de ședință, îi dau cuvântul. Bună ziua! Se supune la vot acest verbal de 25 din 25 a 6-a. Cine este pentru? Nu. Deci, înainte de a se pune la vot procesul verbal, deci procedura este următoarea. Întrebați consilierii dacă au ceva pe tema acestui proces verbal, în speță proiectul care urmează. Deci, înscrieri la cuvânt. Eu vreau să mă înscriu la cuvânt. Acum, dumneavoastră întrebați dacă se mai înscrie cineva la cuvânt. Da, da. Deci, întrebări, înscrieri la cuvânt, cine se mai înscrie. Da? Nu se mai înscrie cineva. Da. Deci, domnul Bremen. Așa, domnul deci pot începe, da? Da. Domnilor consilieri, doamnelor, ca și președinte de filială al Partidului UNPR, ce reprezintă al Comunei Târgu Trotuș, am următoarele probleme. Adică, în speță, ar fi două, dar cred că mă litez la unul. Eu spun răspicat, nu voi vota acest proces verbal, întrucât la ultima ședință care a avut, în speță, la cea de investire, din 25 iulie. Așa. Consider că nu a fost statutară alegerea viceprimarului, întrucât nu îndeplinește numărul suficient de votanți. În speță jucătate plus 1. Doamna, mie nu mi se pare ales statutar. Așa a fost legea. S-a dus, s-a votat. Nu mă interesează cum. În speță, eu cu membrii mei, nu voi vota acest proces verbal. Mulțumesc frumos! Domnul Antonian Plănă? Eu am o propunere, dar la urmă, dar pe ei, sau neapărat acum pot să propun. Dar nu propun la diverse. La diverse. La diverse. Dacă ne-am rugat, o să-i satisfacem fără probleme, doamne. Deci, pentru toate trei, da?
5, 6 și 7, da? Da. Proiect de hotărâre pentru aprobarea... Trebuia să supunem, sunteți de acord, da? Da. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția extindere școală Târgu Grotuș, pentru înființarea centrală termică și grup sanitar, localitatea Târgu Grotuș, comuna Târgu Grotuș. Inițiator, primarul comuna Târgu Grotuș. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare drumuri locale, satele Târgu Grotuș și Vișoara, comuna Târgu Grotuș, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Și proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnici, economici, pentru investiția proiectului modernizare drumuri locale, sat Târgu Grotuș, Vișoara, comuna Târgu Grotuș, în județul Bacău, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală. Sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Inițiator, primarul comuna Târgu Grotuș. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Andăr Laurențiu Gabriel, președinte de ședință pentru luna august 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 în comune Târgu Grotuș. Și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiuni de funcționare și de dezvoltare pe trimestrul 2. 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Târgu Grotuș. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Da. Începem cu punctul numărul 5, da? Da. Începem cu punctul numărul 5. Întrebări, consilier la cuvânt. Domnul Mititelu, Liviu. Când ajungeți la proiectul de hotărâre, dumneavoastră citiți de la hotărâre, știi? Da? Trebuie ajutat. Dacă deci intrați la hotărăște, dar ca să sărim peste sub punctele astea, să nu doresc. Că aici, după aia, de la proiect de hotărâre, ci la ce dar dumneavoastră, treceți la hotărăște. Intrați direct la unde spune la... Treceți cu articolul 1. Dați-i, doamnă, să aibă, doamna... Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiții extindere școală Târgu Trotuș, pentru înființarea centrală termică și grup sanitar localitatea Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, după cum urmează. Necesar termic pentru încălzire, 133 kW, boiler vertical cu serpentină, volum util 300 de litri, stația automată de dedudurizare a apei, presiune minimă 2-6 bar, temperatura apei calde menajere, 45 grade Celsius, coș de fum 350 din inox dublu izolat, executat din inox austenitic. Agentul termic apă caldă cu parametri 80-65 grade Celsius, valoarea estimată a investiției prevăzută la articolul 1 este de 757.509, fără TVA. Primarul Comunei Târgu Trotuș, prin intermediul structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri. Prin grija secretarului Unității Administrative Teritoriale, hotărârea va fi comunicată instituției prefectului, județul Bacău, Primăria Târgu Trotuș, Biroului Contabilitate, Finanțe, Taxe și Impozite, resurse umane, achiziții publice și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Prezenta hotărârea a fost adoptată până aici. Da. Deci, da, ca punctul de vedere, dacă se schimbă. Da. Înscrie la... Deci, eu am pus scrie, nu știu ce da. Mi-a pus scrie. Ce? Aveți cuvântul, domnul. Mai ați întrebat, nu e cineva care să... Mai este? Da. Da. Doamnelor și domnilor consilieri, după cum știți, sau din ședințele pe comisii care au avut loc în data de 14, dacă dumneavoastră ați picuit din proiectul de hotărâre,
La hotărâște spune așa. Necesarul termic pentru încălzire, asta înseamnă, pentru cei care nu știu, centrala termică 133 de kW. Boiler verticat cu serpentină, volum util V 300 de litri, stația automată de detulizare a apei. N-am înțeles-o, deși nu știu dacă e cazul. Temperatura apei calde menajerie, sărim peste asta. Ceea ce m-a intrigat cel mai tare la acest proiect, vă spun sincer, valoarea estimată a investiției prevăzută la articolul 1 este de 757.509 lei. În speță, pentru toți care nu știu, înseamnă 7 miliarde 570 de milioane, fără TVA. Asta înseamnă vreo 9 miliarde și ceva în bani vechi, cu tot cu TVA. Doamna contabil, vă adresez o întrebare dumneavoastră. Domnul primar este nou, nu cred că știe prea multe. Cu banii ăștia se poate construi așa. O școală nouă, cu câteva cabine, în speță toalete pentru copii, plus centrală termică. Sunt 9 miliarde, 200 și ceva de mii de euro. De 9 miliarde vechi, 200 și ceva de mii de euro. Dacă cineva vrea să mă contrazică, vă rog să o faceți public, că nu mă deranjează și ne contrăm. Deci dacă cineva vrea să mă contrazică, chiar vă dau cuvântul. Deci 9 miliarde. În speță am socotit 200, 2000 și nu știu cât de euro. Cu banii ăștia se poate construi o școală nouă, cu grupuri sanitare în număr de 10, cu centrală termică și cu multe alte. Deci vreau să vă spun doar atât, ca să nu lungim prea mult discuția, să nu menținem pe doamna. Acest proiect nu mi se pare de bun simț. Am să resping, o să vă spun acest proiect. Voi vota împotrivă, pentru că dacă doriți să facem altă ședință ca să ne se aducă la cunoștință, vreau să ne se spună cu subiect și predicat. De câte calorifere are nevoie școala din Târgu Trotuș? De 30, da? Eu la mine cu o centrală de 65 de kW duc 24 de calorifere. Cel mai mic de 80 și cel mai mare de 1,20 m. Deci vreau să ni se aducă. Sunt nevoie. 24 de calorifere. 40. O centrală cu de 135 de kW. Un boiler electric. Vreau să ni se aducă exact, cum am spus mai înainte, să ni se aducă exact tot un raport detaliat prin care să ni se spună 25 de calorifere, 30 de calorifere, o centrală, două centrale, asta, asta, asta. Mulțumesc. Întrebarea pentru dumneavoastră, m-am spus. Valoarea proiectului, deci valoarea investiției. Nu știu care e și valoarea proiectului. Că dacă mai cred că mai avem la 100 și ceva de milioane, 200, înseamnă că ne-am dus bine pentru... Nu sunt inițiatoarea unui proiect. Nu eu fac centrală, dar... Dumneavoastră sunteți contabila și știți câți bani s-au dat, doamnă? Nu, dar... Cum nu știți? La sfârșitul hotărârii spune, se va comunica hotărârea, deci eu duc la îndeplinire ceea ce este. Eu nu am spus că fac centrală la Târgu. Doamnă, dar tu și pe cine? Scuzați, retractez întrebarea. Eu adresez domnului primar. Deci, domnul Adrian, știi valoarea proiectului asta de 7-9 miliarde? Da. Bun. Cine ne poate aduce... De 9 miliarde. De păi 7 miliarde 570 de milioane este fără TVA. Așa. Dacă vei calcula, îți va ieși 9 miliarde. Îmi dați mai sinteză. Domnul Mitteru, dumneavoastră propuneți respingerea acestei hotărâri. Eu nu propun. Nu, nu, ați propus respingerea. Dacă toată lumea are de acord, înseamnă că nu mai face nimic. Domnul Văcar, eu nu am propus respingerea. Vă rog, ați propus respingerea. Domnul Văcar, eu nu am propus respingerea. Sunt specialiști care au Așa și noi nu. Suntem în stare, acum să mergem să vedem cât costă aia, cât costă aia. Sunt oameni, trebuia să verificați din documentație cât costă aia, cât costă aia. Dar noi suntem consilieri noi, cum să verificăm? Trebuia să verificăm. Când veniți, trebuia să spuneți da. Dumneavoastră vă anunceșteți. Proiectul ăsta, să ne înțelegem clar. Cine a dus articolul ăsta în spus la cuvânt, domnul are dreptul la cuvânt, da? Așa este. Clar. O rectificare o să fac. Proiectul ăsta l-am moștenit. Ca altul proiect. Avem acum hotărârea de a da drumul sau de a stopa. E decizia voastră. Da? Deci, da, acest proiect de eu l-am găsit. Așa. L-am dus la bun sfârșit. Ca să fie treaba bună.
Într-adevăr, suma este mare. Dacă dumneavoastră considerați că nu, să nu se facă, nu se face. E mâna voastră. Domnule, să te întreb un singur lucru. Da? Nu ți-ai pus un set de întrebări. Zici că poezia. Spune, noaptea doar cu bine. Știi? Ia spune, la 9 miliarde nu ți-ai pus să există un set de întrebări. Cum să faci, fratele meu, cu banii de faci 10 case la roșu, cu etaj? Cum să faci o toaletă compusă din 3 și 3 grupuri și două pe ăsta? Cum să faci așa ceva? Poate din nou. Păi nu știu. Cum să faci așa ceva? Nu este, este inadmisibil. Este, deci o repet o dată cu subiect. Este inadmisibil. Și vine domnul și spune, eu nu respect. Am spus, eu nu resping proiectul. Nu-l votez. Nu am ce vreau să nu-l votez. Am spus clar. Asta respingeți. Putem să începem? Vă rugăm să păstrați liniștea. Am și eu, ieri am cerut doamna Bodron în ședință să ni se prezinte proiectul detaliat. Ce și? Exact ce cuprinde? Nu l-am pe electronic, în format electronic, doar în format de hârtie, așa mi s-a dat, așa l-am adus. Deci ăsta nu este un proiect, ceea ce ne prezentați. Este o listă de materiale care poate să facă orice instalator la ecosistem. Deci am un proiect tehnic de execuție, este aici. Dacă vreți să vi-l dau la fiecare consilier. Proiectul constă în extindere Am înțeles, extindere... 79,87 metri pătrați, care se compune din toalete pentru elevi, fete, băieți, toalete candidate, el mi s-a cerut să pe suprafețe. Astăzi, pot să vă spun ce suprafață are toaleta pentru copii, toaleta pentru cadre didactice. Valoarea investiției de bază este de 364.629. Valoarea totală este de 9 miliarde și ceva. Este valoarea de bază, plus organizarea de șantier, plus cheltuielile prevăzute pe parcursul proiectului. Se ridică la 4 miliarde și ceva, nu la 9. Celelalte cheltuieli sunt constă pe capitole din deviz, dar valoarea investiția de bază, conform capitolului 1 din proiect, este 364.629. Pentru extindere școală, CT și sanitar și instalația termică, cazan, calorifere, toate sălile de clasă, pe culoar, tot ce e necesar pentru o instalație termică. Nu, e pe parter. Extinderea este pe parter, 79 de metri pătrați. Deci pentru licitație, ca să fie scoasă la licitație, da, evaluarea investiției de bază, organizarea de șantier... Cheltuielile prevăzute. Deci asta e... Asta e miliardul, asta, valoarea asta se scoate la licitație, pentru lucrări. Doamnă, dumneavoastră, doamnă, și banii ăștia sunt din patroane, mă lăsați să termin ideea. Da. Banii ăștia provin din bugetul local sau... Da, evident. Astea sunt de la bugetul local prin lista de investiții care ați aprobat-o dumneavoastră la începutul anului. Știm. A treia întrebare care am de un an de zile tot predic, deci și 4 ani cât am fost consilier, nu știm și noi cât a costat proiectul. Da, vă spun, că l-am un deviz, sigur că da. Deci noi de ce nu l-am? Dar devizul l-am dat doamnei secretare la raport. Deci nu am. Eu nu am devizul. Nu am devizul. Uite, mă uit pe deviz, nu îl am în față. Nu am devizul ăla, pentru că de asta mă enervează cel mai tare. Dacă mă enervează ceva mai tare în primăria asta, deci mi se pune pe inimă, nu mai nimic, niciodată nu ai ce. Termine, doamne, să reprezinte. S-au omis. S-au omis, sigur, da. S-au omis deliberat. Așa se omit din bună știință. Vă pot spune. Deci, proiectul tehnic 22.000 de lei, capitolul proiectare și consultanță, 300, asta implică studiu topo, expertiză tehnică, 31.400, proiectarea propriu-zisă e 25.000 de lei, 25.800, da, 258.000 de lei. Proiectarea propriu-zisă, sanitară, camerei tehnice deci toată, și instalații. Tot ce înseamnă proiectare, inclusiv proiectarea pe instalația termică. Noi acum auzim prima dată asta, când mi s-a zis o dată, am înțeles. 65.000. Doamnă, numai puțin. Prima dată, ca să fim serioși, da? Prima dată ni s-a vehiculat o sumă de 6.500 de lei. De unde ați ajuns la suma asta? Domnul, eu nu știu cine a vehiculat suma. Doamnă, în ședință, doamnă, în ședință. Deci dacă mi-a dat o ședință în care s-a vehiculat suma de proiectare 65.000 de lei, să se scoată de pe așa și să mi arate. Păi și ce mai putem face? Să-și dea demisia domnul Ababe și domnul Avădăniță acum? Domnul Mititeu. Deci eu nu știu ce
dozat vehiculat, eu am intrat în posesia acestei documentații săptămâna trecută. La final, așa, aia este autorizația de posesie. Așa, în și doamnă, punem aceste întrebări. Este un proiect foarte important pentru comunitate. Ne-am zbătut 4 ani de zile. Eu propun ca acest punct să convocăm o ședință extraordinară, exact, săptămâna viitoare. Mai și să discutăm pe la și să ne aduceți domnul. Ca să știm ce hotărâre luăm. Să trimit informații electronice. Eu zic să nu ne privim, asta am vrut, tocmai asta am vrut să spun și eu. Nu putem să-i dăm doamnă, pentru că, haideți ca să fim serios, să putem să o spunem timp. Vrem să dormim. Deci, vrem să dormim liniștiți noaptea. Nu să se înăm ca fraierii să dăm drumul acolo. Și chemați și proiectantul să ne explice. Că aveți dreptul să-l chemați dumneavoastră, ca să nu are legătură. Îi se cerut construct pe noi, sau nu știu ce este. Că, proiect. Mă rog, nu știu, că probabil îl fac din acest proiect. Și la acest proiect, automat, trebuie să ne prezentați, înainte de a se derula proiectul, trebuie să numim Consiliul Local cu un diriginte de șantier care să contracteze lucrurile. După ce se câștigă, bine, am explicat că greșit. După ce se câștigă licitația, să nu venim iar cu... Beneficiarul va contracta o persoană care este... Exact, ca să nu fie domnul Bugu sau domnul Bugu. Domnul Ghiț. Da, și aici, doamnă. Deci nu mai vine domnul Bucu, știu cu Burcu și cu Bucu. Da? Că nici nu a fost domnul Bucu, domnul Burcu și cu domnul Bucu. Nu a fost. De niciodată. De câte ori l-a chemat, nu a venit. Nu a avut bunăvoința să vină în ședință. Da, las chestii, dar doar fraierii merge banii, da, se dau banii. Că doar aici curge la noi, nu mai lapte și miere cu drogul. Și lumea să-l piedică pe toate șanturile astea, da? Deci, clar, eu, exact cum a spus și domnul Geru, deci eu vă rog, respectuos, aș vrea să amânăm acest proiect, nu îl respingem. Deci veți vedea că nu respingem, însă vrem să amânăm acest proiect pentru că trebuie să li se prezinte detaliat. Eu, în raportul meu din comisie, pe comisia numărul 3, am scris. Deci până nu se prezintă, ați văzut că de asta nu am venit că nu s-a prezentat. Nu știm cât a costat proiectarea aia, nu știm. Nu rezolvăm nimic cu nevinuri. Este, se poate face această... Nu, trebuie prima dată supus la vot. A, bineînțeles. Să punem la vot. Da, doamnă, să punem la vot, sigur. Da. În forma inițială, deci cum s-a... Da, doamnă, să punem la vot. Da, se supune la vot. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorului proiectului comun și pentru investiția extindere școală pentru Trotuș și pentru înființarea centrală termică și grup sanitar din localitatea pentru Trotuș. Cine este pentru? Da? I-ați trecut, da? Doamnă, deci dumneavoastră sunteți nou venit aici. Deci noi de la începutul mandatului, în speță după câteva luni, am cerut secretarului comunei, în momentul în care se votează, să treacă nominal cine a votat, cine s-a abținut, cine a votat împotrivă. Eu nu vreau să mă trezesc chemat la DNA sau nu știu la ce instituție că eu am votat și să mi se pună mie în cârcă că am votat, să împărtaș cu ceilalți, da? Vă rog să notați nominal cine a votat, da? Mulțumesc frumos! Împotrivă, abțineri. Acum se poate face amendament la acest proiect de hotărâre? Da. Se poate face amendament, pentru că nu a trecut proiectul. Deci este din sub jumătate. Nu, la ședința extraordinară nu vom participa, vă anunțând iată. Ei, nu participați, că e sănătoși. E sănătoși. Dacă nu participați. Mai bine să nu participați, să se dizolvi consiliul. Vreau să vedem că nu mai participați. Faceți numai din ambiții. Domnul Bintelu, am rugămintea, nu faceți ședința să fie condusă în urmă. Nu conduc ședința. Dar eu nu conduc. Dar fiecare dumneavoastră aveți ceva de spus. Păi dar aveți ceva de spus. Nu mai bine anunțați ședința pe el. Eu am ceva de spus, domnul Băgar. Dacă aveți ceva de spus, vă rog să vă adresați. Da? Eu spun pentru că sunt consilier mandatat în domnul Tăpreanu. Deci nu care e problema? Eu sunt consilier mandatat la Tăpreanu. Și eu sunt mandatat. Ales din partea comunității. Eu sunt mandatat. Și de asta. De asta. Dar nu vreau să ascult la ziua proveștile lumea. Păi nu trebuie să ascult. Dacă nu trebuie să plecați acasă, domnule. Pleci pe atacă. Păi nu plec, pentru că eu sunt mandatat să așa. Eu sunt la mine instat, eu reprezint comunitatea de la mine. Și eu dacă reprezint, ia cuvântul. Dreptul de estimare la are fiecare. Este dar nu toată, nu toată. De ce? Niciodată și cu asta. Păi spuneți-o cum se dă pe tine cu Ceaușescu. 5 minute. Nu, nu, 5 minute, da. Vedeți regulamentul. Unde este regulamentul? De ce nu are regulamentul? Se va întâmpla mai.
Ați notat, doamne, cine s-a abținut? Da, da, da. Vedeți ce scrie, doamne? Sunt împotrivă, v-ați abținut. Ne-am abținut, doamne? Ne-am abținut, da. Ceilalți mă, da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de modernizare drumuri locale, satele Târgu Totuș și Vieșoara, încomunată cu Totuș, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Așa. Cine se înscrie la cuvânt? Da, am citit hotărâre, proiectul de hotărâre până la capăt și nu-i fac. Păi nu mai stau în hotărâre. La expunerea din motive de hotărâre. Consiliul Local al Comunității Totuși adoptă prezenta hotărârii. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului de modernizare drumuri comunale, satele Târgu Totuș și Vișoara, comuna Târgu Totuș, denumit în continuare proiectul în vederea accesării unor fonduri în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Cheltuielile aferente proiectului CERTĂ se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure venituri necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Numărul locuitorilor și operatorilor economici de servicii de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte ingrată din prezenta hotărârii. Nu văd bine și, da? Prevederile Consiliului Local al Comunei Târgu Totuș, numărul 90 din 19.11.2015, se aprobă. Reprezentantul legal al Comunei este potrivit legii, este domnul primar Adrian Forcoș, în calitate de ordonator principal de credite. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Târgu Totuș. Se supune... Nu, doamna, ce vă dată? Ce vă dată? Da, da, s-am zis. Cine se înscrie? Da. Domnul Ungurean. Trebuie să fie cineva. Mai este cineva? Domnul Scărdea. Domnul Înainte de a lua cuvântul, dacă e posibil, doamna secretară, ne puteți și din numele bine aminte și ea s-a prevăzut în acea hotărâre de Consiliu de anul trecut, de soară. Puteți să explicați despre ce este vorba, că se aprobă. O să vă dau eu câteva. Puteți să ne spuneți? Da. Deci, hotărârea 90 de anul trecut din noiembrie, s-a aprobat implementarea acestui proiect, modernizare. Acum, a apărut o nouă hotărâre, s-a abrogat în ultimul articol, s-a abrogat datorită faptului că s-a schimbat reprezentantul, s-au modificat efectiv câteva articole. Deci s-a schimbat denumirea, dacă ne uităm în hotărârea din 2015 și hotărârea asta, este modificat numele reprezentantului legal, ordonatorul de credite și celelalte articole sunt identice. În următorul proiect de hotărâre, actualizarea indicatorilor, acolo am să vă explic de ce au intervenit acele modificări de sumă. Dar această hotărâre este strict pe articolul schimbare reprezentantului legal și încă un element foarte important, odată cu apariția titlului solicitantului privind implementarea acestor proiecte pe PNDR măsura 7.2, în ghidul solicitantului sunt niște anexe la cererea de finanțare. Anexa 10 de la ghidul solicitantului cuprinde chiar acest model de hotărâre privind implementarea proiectului, care sunt articole tip și trebuie să le respectăm. Nu trebuie să omitem absolut nicio virgulă. Deci și acesta este un motiv pentru care s-a emis din nou această hotărâre. Pentru că am mers pe structura hotărârii anexa 10 din ghidul solicitantului. Eu dacă țin minte în acea ședință, nu știu dacă se întâmplă, mi se pare că în acea ședință a fost, am punctat cu subiect și predicat să ne prezentați din ce cauză ați reușit să ocoliți satul Tutan în acest proiect
N-am primit răspunsul pe timp. Asta am dus. Referitor la... Nu, nu, să spun și pe încercăm să accesăm la proiect. Doamna, da, a trebuit să s-a punctat destul de clar. Doamna, să răspund eu domnului Moise. Deci, acest proiect, inițierea acestui proiect, a fost făcută la decizia, cum spunea și domn primar, cei din urmă, nu discutăm. S-a mers, stai să vă spun de ce, s-a mers pe, am vorbit și el la ședința pe comis, pe o lungime de 4500 metri linear, s-a mers după configurația terenului. Pentru, nu vă pot da răspuns de ce s-a mers pe trotuș și pe vișoară. Nu, nu sunt eu în măsură să vă dau răspuns de ce a fost alesă această soluție. Eu vă pot da răspuns de ce s-au ales aceste trasee. Pe Târgu Trotuș în special, s-a ales configurația terenului să fie, pentru că s-a pus problema colectării apelor pluviale, da, colectare. Nu trebuie să-mi explicați, că e foarte simplu. Terenul se poate modela după cum... Este simplu. Deci eu vă spun ce știu de atunci. Nu, nu am luat în niciun. Dănești au făcut și în pantă ăsta. Nu, 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 nu pot să răspund pe ce de ce au ales. Mulțumesc frumos. Doar pot să vă spun de ce au intervenit satul Tuta, cu lungimea de 100 și așa, 190 pentru a primi punctaje, pentru că îi solicitam la criteriile de doamne, lăsați cu punctajele când mi-aduc aminte de domnul Abudării. Ce diferență este între Tuta și Vișoara? Puteți să-mi explicați, și mie atunci, dacă sunteți în domeniu, ce diferență este între satul Tuta și Comună și satul Vișoara? Ce obiective turistice sunt acolo și la noi nu există? Ce monumente istorice sunt în... Tot timpul asta mi s-a explicat. Diferență mare. Nu poate la fi. Da, e pe pampa. Se putea lua și nu cu părere. Diferența a fost mare și la conducerea Crișorii n-am și de minuta. Doamna, n-a fost consilier. Numărul necesar de... Deci avea la noi. Doamnă, puteți prezida ședința, vreau să-mi iau și eu cuvântul. Vă rog frumos, domnul nu s-a înscris, dar pot să iau și eu cuvântul? Doamnă, doamna, vă rog să spuneți, să audă și colegii noștri, ce număr de puncte trebuie să întrunească. Doamnă, eu din informațiile pe care le țin, doamnă, din informațiile pe care le dețin eu, neoficial, nu o să vi le comunic acum, pentru că nu sunt de la un post TV, să vă aduc dumneavoastră să vă ridic mingea la fileu. Da? Dumneavoastră știți 50, eu știu 60. De ce se face numai 195 de metri în Tuta și nu se pot face mai multe? Să strângem un punctaj mai mare. Pentru că dacă strângem un punctaj mai mare, mai noi avem prioritate, doamnă. Suntem băgați să ia raport, să ia proiectul și să bagă în față, doamnă. Știați, da? Dumneavoastră știți foarte bine. Deci dacă strângem un punctaj mai mare, dacă facem 195 de metri lineari în Tuta și facem, cum a spus colegul meu, 2 km ceva în Vișoara, vreți să vă spun ceva? Sare lumea în cap, iar spune că am mandat trecut. Sunteți niște proști, sunteți niște imbecili, niște cretini care v-am ales și veniți să dormiți la ședință. Așa vi spun. Așa? Și în Vișoara se fac 2 km și ceva, așa? Într-o oră se fac 2 km, în Tuta 195 de metri. Măcar încercați să-l scoatem acest proiect, să-l băgăm pe ședință ulterioară, să facem altul, să-l reanalizăm și să punem să facem un punctaj mai mare. Cine mi-a spus, doamne, ca să nu vă mai spun, de la Bacău, mi-a spus, doamne, dacă nu faceți 60 de puncte, nu vi se ia proiectul în discuție. Și cu asta am terminat. Domnul Mureanu, mai spune ceva? Cu asta am văzut, de ce sunt trebuie. Vreau să vă răspund, domnul Michiteru, că punctajul nu se ia pe lungime de drum. Lăsați-mă să vă explic un pic. Deci, inițial, dacă ne uităm în denumirea proiectului, proiectul este intitulat așa, modernizare, drumul local în satele Târgu Trotuș și Dușan. Nu apare numele satului Tuta. Când a apărut ghidul solicitantului și acele criterii de selecție și punctaj, ne-am dat seama că noi nu vom niciodată nu trece ce spune. Și a venit proiectantul, și a spus așa, ca să mai obțineți puncte, trebuie să găsiți tronsoane de drum și dacă ne uităm în conținutul memorului, vedeți că avem foarte multe tronsoane de drum. Nu este un drum ca poate 2 km sau 4 km. Sunt pe tronsoane, da, pentru că... Asta știu. Deci, și atunci proiectantul a zis așa, ca să luăm punctaj, trebuie să identificăm un tronson de drum vicinal care se intersectează cu un drum comunal, unde se vor lua 10 puncte, un tronson de drum vicinal
care se va intersa cu un drum județean modernizat, se va lua încă 10 puncte, și aceste tronsoane de drumuri să deservească instituții publice. După care, noi le-am menționat prin adresa transmisă către proiectant, ce instituții, și am început, pe Târgu Troduș, primărie, dispensar în ordinea lor, pe Bișoara, am început, biserică, școală, că vedeți că traseul drumurilor deservesc instituții. Unde s-au mai obținut punctaje, dacă ne uităm în ghid, și aici s-au mai obținut punctaje. Deci, alegerea acelei lungimi de drum pe dreapta nu a fost că așa s-a fost. S-a identificat ca să ne... nu s-au modificat indicatorii tehnici. Deci, lungimea față de soluția inițială a fost 4508, ne-am chis pe a doua modificare de soluție, tot pe 4508, diminuându-se ca lungime din drumul comunal 152 Bișoara. Dacă deci, este Altuta, de exemplu, există monument. De ce nu s-a luat atunci pe tronsonul ăla ca să câștigă mai multe drumuri județene? Nu, nu, Cucuream, repet, proiectul se numește, așa a fost dumneavoastră, deci nu mă adresez consiliilor noi, consiliilor vechi, ați aprobat la început instrumentarea cum e vis-a-vis de acest proiect. Și aprobarea, instrumentarea proiectului modernizare. Atunci când s-a aprobat în ședință de consiliu local, trebuia să spuneți, nu suntem de acord. Doamna, și nu se mai mergea domnul Mititelu. Doamna Dana? Da. Dumneavoastră erați la ședință atunci? Vorbiți în cunoștință de cauză? Păi nu se dădea drumul, domnul. Eu doamna, nu știam, eu vă mai întreb o dată. Vorbiți în cunoștință de cauză, știți cine a ridicat mâna, cine a votat atunci? Dar s-a aprobat, domnul. Doamna, s-a aprobat cu un număr de 10 consilieri, da? Au fost abțineri, da? Deci am spus clar atunci în ședință, cu subiect și predicat. Nu sunt de acord cu modernizarea drumurilor, dacă nu este inclus și satul Tuta. Și vreau să vă întreb, că, pentru că dacă iar mă faceți ca să deja să mi se uce sânge la cap, cât a costat, doamnă, proiectul ăsta de modernizare? Vreți să spuneți și mie? Este... Doamnă, nu am în raport cât a costat acest drum. Și ca să audă toată lumea, ca să spunem direct, s-a dat cu sacul bani pentru acest proiect și eu vă spun sincer că această mare asfaltare, denumită în ghilimele Marea Asfaltare, nu va avea loc. Pentru că nu se va asfalta niciodată. Este interdis actualizat, pentru că este acolo, aveți cât poate costa proiectul ăsta. Tot timpul ne cramponăm de aceleași probleme, doamnă. Am dat doamnei secretar, am dat doamnei nu știu care, am dat la... Doamnă, de ce nu avem în raport? Aveți la... Devizul aveți la titlul... Unde, doamnă? Ia să vadă. Ia arătați-l și ia, vă rog frumos. Doamnă, deci asta aici, doamnă, aici se aprobă implementarea, dar aveți la indicatori. Doamnă, la indicatori. Nu am ca la indicatori. Doar la indicatori. Eu spun la comisarul, la punctul numărul 6. Eu spun, da? Pentru că noi discutăm cu ducați acasă. Cât a costat, doamnă? Spuneți-ne dumneavoastră. Chiar, vă rog frumos. Proiectare și bine, pe total, cu consultanță. Și trebuia și ca proiect. Păi va fi un strat de 6 cm și 4 cm de centimetri, din punctul meu de vedere, nu este suficient. Deci ceea ce facem, facem numai ca să ne aflăm între ea. Primul rând, credeam la proiectat. Băi, ce se poteți? Ce se poteți? Ce se poteți, doamnă? Deci, doamnă, numai puțin. Doamna Dana. Doamna Dana, proiectul în sine, acest proiect a costat 77.000, 770 de milioane și 770 de milioane, da? Bani dați din bugetul local, da? Că trebuia plătit proiectul, da? Restul vin de la PNADR, PNADR. Dacă proiectul va fi eligibil, ce vom primi finanțare? Acei bani se vor reîntoarce înapoi? Dar proiectantul a primit bani. Proiectantul a primit banii, da. Se spune proiectantul. Doamnă, noi, dăm voi. Doamna Dana, atâta vreau să vă întreb. Chiar noi, câți mai suntem din vechi consilieri, nu am învățat nimic din greșelile trecutului, doamnă? Pentru că știți că s-a alocat la Vișoara pentru un pod de 4 metri, 550 de milioane numai pe proiect. Și știți că am avut, a fost un show incendiar aici, la ședința de consiliu. Și banii s-au dat, podul nu s-a făcut, pentru că i-au spus cu subiect și predicat. Se aduceau două mașini. Păi nu, doamnă, s-a încasat banii, doamnă, s-a dat un sac de bani, doamnă. Dar podul de ce nu s-a... Păi nu s-a făcut, doamnă. Deci proiectantul a luat și a plecat. Cu finanțare, la care domnul fost primar și cu... trebuia să merg la fir și să semnează. Se primea finanțarea 100.000 de euro. Cum s-a primit pe buldo banii înapoi, așa se primea și pe pod finanțarea.
Păi da, domnule. Pe proiectele acestea europene, este că noi trebuie să facem dovada că avem bani. Dar banii pe tranșe de plată vin înapoi. Dar dacă nu se ridică banii pe dumneavoastră, domnule, deci banii s-au dat de la bugetul local, da? 85% pentru această lucrare, pentru cei care nu știu, se vine de la PNADRR și 15% de la Guvernul României, da? Deci asta este finanțarea. Dar banii, 770 de milioane, s-au dat. Cine ne garantează nouă? Sunt proiecte care au granturi, finanțarea 100% și sunt proiecte, cum e acest modernizare, 85% prin AFIR și 15% de la Guvernul României. Doamnă, eu înclin să cred, nu numai eu, cred că și alți colegi sunt de acord cu mine, că noi trebuie să facem acest punct, acest proiect de hotărâre, ca să se mai vadă găurile care se scurg, banii care se scurg de aici din primărie. Cu banii se putem face altceva. Eu nu sunt de acord cu această... Deci eu vreau să-l fac pe altă ședință, să ni se prezinte... Vreau să vă comunic că dacă nu se aprobă, trei termenul limită pe sesiunea, sumă, sora, așa, pe când se închide. Și vom rămâne... Păi, dar asta se închide pe 5 august, doamnă. Peste 30 de zile. Deci, peste 31 iulie este termenul când se încarcă online documentația de proiect. Nu știu cum, ce dată știu. Eu știu că ieri am fost la proiectant și dacă noi nu depunem, deci se va pierde 700 de mii, cum s-a pierdut la pozul de la Vișoara, banii pe proiectare, cu orice om care face proiectare aș vrea banii. Aici se vor pierde banii pe proiectarea la modernizare, 700 de milioane. Da. Și vom sta în dosar, vom sta în safe cu aceste proiecte, cum stau în articol și cu podul de la Vișoara și... Dar de ce nu a acceptat acel proiectant să stea cu banii? Cum fac constructorii? Că sunt constructori la noi în comună, care acceptă să facă lucrarea și să primească banii după 90 de zile. De ce nu s-a făcut proiectul și să-i spună clar că subiectul predicat? Domnule, uite care e problema. Banii ți-i dăm după ce proiectul este eligibil. De ce, domnule? Dacă nu ai proiect, dacă nu ai proiect, da. Nu poți să-l supui spre dezbatere. Motivam, nu sunt bani. Și dădeați bani în tranșe, doamnă. De ce nu i-ați dat bani în tranșe? De ce nu i-ați dat bani în tranșe? Că există posibilitatea să se iau bani în tranșe. Ca să nu dăm 800 de milioane. Și dacă era să știa că pe termenul limită scurt, de ce nu s-a făcut atunci așa ședință mai din timp? Vreau să vă... Ca o paranteză la vis-a-vis de aceste modernizare de drumuri, ieri am putat cu firmă de consultație cu domnul primar, cu doamna Bice, pentru a accesa un proiect pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, 5 km de drum, am început procedura pentru asfaltare în drumul din satul Tuta. Deci, săptămâna aceasta vom emite certificat de urbanism, deci îmi încerc procedura pe programul PNDL, 5 km, tronsoanele identificate care au deja ridicare topografică sunt Gorbaciovul, drumul vicinal, intersecție DJ Biserică, limita intravilan Pârgăreș, Hățaș, București din noi și curba asta de la școală. Deci astăzi am... Când a stat, doamnă, nepoții, nu știu, sau cum, cine e. Dacă suntem atât de așa, da, face ce da, da, ar trebui adus, ar trebui adus în Consiliu. Ascultați-ne, ăsta este primul pas făcut, de când am trebuit, da? Știm problema cu Târgu Turcu și Vișoara, cum a fost atunci, când am avut primar, că am avut primar, asta nu are nicio relevanță că am avut primar, asta. Am încercat să prindem și tuta cu un alt proiect, acum s-a putut de proiectul respectiv. Cu certitudine ne s-a spus că vom primi bani pe, dacă cât mai rapid trebuie să transmite la Ministerul Dezvoltării acte, anexa, acte foarte subțiri, așa, putem primi finanțare, ulterior să începe proiectarea SF-ul și proiectul tehnic pentru a... Și vreau să vă spun din experiența noastră pe proiecte, am lucrat foarte bine pe acest Program Național de Dezvoltare Locală. Vin bani mult mai ușor și mult mai sigur decât la proiectele pe fonduri europene. Trebuie implicare din partea tuturor. Se poate, dar... Da, dar trebuie implicare din partea tuturor. Da, Adrian, dar voi nu știu, ajunge la sumă exorbitante la sfârșit. Deci, implicare, da. Deci, bună voință există din partea noastră. Dar pe ce să dăm? Să-ți dau banii pe ochelarii ăștia fără ramă sau cum? De ce, dacă nu avem nimic? Deci, noi vrem să prindem termenul limit. Aici ajungem noi. Să ne zbatem, să prindem termenul respectiv. Discutăm după. Deci mai întâi se aprobă tot la nivelul de dumneavoastră, se stabilește finanțele și după aia veniți ca să noi să aprobăm.
Nu se aprobă. Eu nu pot aproba nimic fără Consiliul Local. Domnule. Păi și atunci de, trebuie adus și la cunoștința noastră. Orice. Păi ca să știm de la ce facem. Nu ca să plătim mai întâi proiectantul și după aceea prezintă că mai este proiectul. O să fie următoarea ședință, chestia asta să fie punctul principal, să știm. Poate și o extraordinară. Am discutat săptămâna viitoare, trebuie să faci o extraordinară. Deci am văzut. Da, și pe Tesla, și asta să facem o extraordinară și să aducem să ni prezentați toate punctele. Și atunci există bunăvoință. De ce nu facem așa ceva? Deci acum nu există bunăvoință. Da, ți-a zis cineva că nu există bunăvoință? S-a dat de înțeles. Domnul Regiu. Ascultați-mă. Sunteți, nu, sunt sincer, omul la voi și omul la voi sincer, nu vă supărați. Sunteți penibil. Pe cuvânt, mie mi se pare domeniul penibil. Cum adică să vii să spui, să mă bagi din cărușul în gură, să spui, vă votează, tu nu există bunăvoință, dar eu nu-ți dau nimic ții ca să vezi că telefonul ăsta îi trebuie ca acasă, îi trebuie o pusă, îi trebuie ceva. Cum adică? Eu nu înțeleg chestia asta. Păi dar tocmai asta îi faci. Asta faci. Așa înțelegem. Păi dar nu așa înțelegem, pentru că tocmai asta este. Adică, dacă vrei să te duci să cumperi o marfă, îți dă certificat de calitate, te uiți la marfa respectivă, o studiezi. Unde ai făcut? În China. Dom'le, dar am ceva pentru 2 lei în plus, am făcut în Germania. Cum mi s-a dat pe raport acolo. Este un strat care scrie, care este un strat de 6 cm și 1 din 4, care se spune clar, nu vor trece mașini mai mari de 7,5 tone pentru că drumul ăla s-a stricat. Care costă 1 milion și 24 de mii sau 30 de mii de euro. Și este a doua variantă AP, care costă 1,5 milioane de euro, care este compactare și o stradă de 15 cm. Deci, să fim serioși, aia e cea mai bună variantă? Doamna președinte, mai conduce ședința? Dacă nu mai conduce, spuneți cum mai conduce. Am stabilit ceva la început. Deci nu vrei să fim ordonați, disciplinați. Cum am jurat? Am jurat acolo, domnule, o credință. Nu se poate chiar așa. Eu două cuvinte vreau să spun. Mi-am dat seama că aceste proiecte au fost pentru Vișoara să facă legătura cu Târgovna, pentru că este o problemă să facă legătura cu Târgovna. Tuta va beneficia prin investiții de la Consiliul Județean, probabil, pentru că este drumul județean legătură cu Oneștiu. Și de asta s-a mers probabil pe trotul și un pic să facă și trotul. Exact, aveți răspunsul, Mișoara, nu mai vorbim că nu știi ce vorbești. Dar e corect. Era spunea Bogdan e viceprimar și a fost votat cu noi. Asta nu. Atât. Dar este înainte de a fi viceprimar. Nu este. A început domnul Mititelu și s-a continuat în același stil. Deci hai să nu mai începem. Doi ani de supune. Nu m-am dat atât de să întreb și eu cu de ce nu s-a introdus și asfaltarea în sat? Am vorbit. Dar dacă se lucrează la supunem la vot proiectul de hotărâre cu privire la implementarea proiectului de modernizare a drumurilor locale. Cine este pentru? Da. 7 pentru, da? Da. Abțineri? Păi uite, a căzut 1 milion, doamna. Să le iasă, ca să știe toată comuna. Dar zicească trebuie să fie ca să știe toată comuna, din ce cauți să pierd 1 milion de euro? Ca să știe. Da, da. Cine? Să ridice mâna cei care s-au întâmplat. Da, da, eu ridic primul. Foarte, ridic. Dar aici, doamnă, n-am văzut de rând. Întrebați întâi cine este împotriva, ca să ne abține. Împotriva acestui proiect. Să ridice mâna ca să știe. Cine este împotriva? Așa. Cine este împotriva? Cine e împotrivă? Am întrebat cine este împotrivă. Înseamnă nu e împotrivă. Dom'le, sunt abțineri și abțineri. Abțineri împotrivă, dom'le, ca să știți și dumneavoastră. Citiți legea, vedeți orice abține, este împotrivă, dom'le, ca să știți. Înseamnă nu știți, domnule reglament, venim aici așa ca niște copii să începem să învățăm de la domnul Mititelu tot ce vrea să învățăm. Știm reglamentul, nu mai fiți dumneavoastră. Orice abținere este împotrivă. Dacă ar fi fost, n-ar mai merge pe trei premise. Abține, împotrivă. Voturi pentru, voturi contra și abține, să știți mai. Aveți reglamentul, domnule, aici. Ce scrie în abținere? Abține este împotrivă. Ca să știe dumneavoastră. Deci sunteți împotrivă. Ca să știe toată lumea din comună că este împotriva asfaltării comunii Târgu Totu și în statele Tuta, în Vișoara și Târgu Totu. Și poate să facem. Poate să facem cine sunt și poate să facem. Eu nu sunt de acord ca să facă un asfalt de 10 cm să arunci și nici eu de 10 cm să vină să facă din nou. Nu-i vina noastră.
Este pornită de alt și noi acum trebuie să suportăm. Păi și atunci noi să facem un lucru rău. Păi nu este rău, este ultima. Dar s-a știut că este. De ce nu s-a făcut ședință dinainte? Doamne, s-a făcut. A trecut până aici. Acum trebuie hotărârea definitivă. Nu vrei să... Întrebarea pentru dumneavoastră. Câți centimetri are asfaltul care este din satul catolic până la tot? Domnule, dumneata ai fost când s-a pus primul strat? O singur strat. Cum să fie un singur strat? Două straturi, pentru că primul strat care a fost, a fost rău. Și a venit după aia al doilea strat. Pentru că la primul strat deja a rămas tămburile afară. Asta a fost. Se pune primul strat și se pune al doilea strat din jurul. Aici așa prevede. Deci sunt două puncte. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru investiția proiectului de modernizare drumuri locale. Satele Târgu Trotu și Vișoara, Comuna Târgu Trotu și în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Și hotărăște. Doamna președinte, doamna poartă, dar cum rămâne moartă neapărată? Nu, e numărul 7. 7 este... 6, 7 și 6. 7 și 8, care l-am luat ca să plece doamna Dana. Așa s-a aprobat. Așa s-a aprobat. Da, s-a aprobat care s-a realizat un loc tehnic cu economici prin investiția proiectului de modernizare într-un loc care s-a realizat și Vinișoara, Comuna Târgu Trotu, județul Bacău, în cadrul proiectului național de dezvoltare rurală. Sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, conform anexei ce face parte integrată din prezentarea hotărârii. Finanțarea obiectivului de investiție se va face prin proiectul național de dezvoltare rurală, măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Lucrările ce vor fi executate pe teritoriul administrativ al Comunei Târgu Trotu, județul Bacău, vor prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiției. Necesitatea investiției rezultă din nevoia de a moderniza aceste drumuri, care în prezent sunt învecinate, într-o stare de, sunt învechite și într-o stare deteriorată, degradată, atât fizic, cât și greu practicabile. Oportunitățile dezvoltării economice sunt limitate în zone rurale, în pofida existenței unui potențial important în agricultură, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la această limitare. Necesitatea și oportunitatea investiției sunt justificate și de impactul pe care realizarea acestea îl va avea în zonă, constând în creșterea calității vieții în zonele rurale, diversificare și eficientizare acestora și contribuind la crearea de noi oportunități investiționale din partea agențiilor economice. Cine se înscrie la cuvânt? Mai este cineva? Dăm cuvântul domnului. Domnul președinte, la fel și pentru proiectul ăsta, pentru acest proiect de hotărâre. Aș vrea să întreb pe doamna Dana. Proiectul ăsta, cât ați spus, doamnă, că este, vă rog, mult. Deci, valoarea proiectului, cât ați spus, e 800 de milioane la asta? O 70, 760 de milioane la acest proiect. Da? Ăsta este, da? 77, da? La primul proiect de hotărâre, deci spune așa, deci avem o valoare generală de 4.689.000, speță, 1.043.000 de euro, 611, construcții plus montaj, 3.309.000, adică 868.000. Deci... Asta nu valoarea proiectului. Eu am văzut, deci drumul ăsta este, dar acest proiect este modificat, bănuiesc, datorită scăderii TVA-ului, la cota de 20%. Deci, valoarea devizului a fost modificată. Corect. Prin valoarea TVA-ului în urmă fiscal, prin modificarea legii 10 privind cota de 0,5% pentru investiții care a intrat în vigoare la 1 septembrie anului 2015, peste două... Și s-a scăzut valoarea, era... Vreau să mai spun doar atât. Dacă tot vin bani la PNDR și, cum am spus și mai înainte, de ce nu putem să mai adăugăm ceva ca să facem punctaj mai mare? Deci, doamnă, dar... Este un, domnul Mititelu, trebuie să înțelegeți că este un proiect făcut pe
pe cerința unui ghid a solicitat. Deci nu putem să venim. Odată ce se... Deci, vă explic, să vă spună doamna portabilă. În momentul în care s-a văzut că nu primim punctaj, s-a făcut soluția inițială de proiect. S-a venit atâta costă. După ce s-a constatat că a venit proiectantul și a spus din nou, fraților, trebuie să schimb soluția. Orice mă plătești. Acum iar să vii. Deci trebuie să o luăm din nou de la capăt. Deci toate proiectele când s-au pornit și s-au inițiat, da, se poate modifica soluția de proiectare. Dar păi doamnă, și de ce nu putem modifica? Adică, doamnă, dar v-ar conveni să vină cineva să urcați pe o bucată de asfalt în speță de 195 de 200 de metri și v-ați să coborâți iar pe gropile alea? Domnule, ce hotărăște Consiliul Local aia vom face? Păi da, dar de ce, doamnă, a venit mai înainte? Să spună domnul primar, să nu spună, domnule, nu ținem ședința la ora 2, ținem la ora 2. Domn, dați-mi voie, doamnă, vă rog frumos. Răposatul primar Dumnezeu să vă dinească, venea doamnă și îi punea frumos aici, uitați, domnule, trece ca acolo, ca să vadă omul. Noi nu mai primim. După ce s-a terminat cu vechiul primar, n-am mai primit nimic. Deci ni se bagă practic în față, ia și votează. Nu se poate, doamnă. Eu zic că cel mai corect, aduceți frumos, ni se prezintă un master plan, se prezintă frumos, domnule, unde trece? Așa înțelegeți și X și Y, poate vor mai veni invitați la ședință, doamnă. Păi da, doamnă, dar degeaba ne spuneți dumneavoastră de bani, atât timp nu avem ca să vedem și noi. Deci vă pot spune care sunt rosoanele, ce mi le-am spus? Da, doamnă, mi le-am spus și înainte, mulțumesc frumos, că știu care sunt rosoanele, știu că sunt cu dedicații, deci de ce vreți să dumneavoastră ca să mă enervați, practic? Eu nu vreau ca să mă enervez, dar dumneavoastră spuneți, haideți să facem, să punem acolo, să punem acolo, dar de ce? Păi pentru că dumneavoastră știți că la cimitirul catolic, cei care dau o grămadă sunt tinerii care dau de la cimitirul nostru, în speță de la Troință și nu la cimitirul catolic, pe o lungime de un kilometru și ăla sunt tinerii comunei Târgu Trotuș, a comunei noastre, vorbesc din satul Târgu Trotuș, care aduc bani la bugetul local cu nemiluita, doamnă. Și nu au, și circulă în praf și în mizerie, doamnă. Asta se întâmplă. Nu sunt. Când s-a, deci acolo sunt tinerii. Deci de aici, de la primărie, de la UAT și la un kilometru și acolo sunt jumătatea satului. Păi de ce, dar de ce, doamnă, nu ne-a ajuns? Pentru că inițial proiectul acolo, până acolo a fost, doamnă, dincolo, până dincolo de cimitir a fost. Eu nu știu cum. Subit a dispărut proiectul ăla, subit. Nu, doamnă. Nu arăt CP-ul din 2006. Da, doamnă, din. Pot? Aș vrea să vă întreb și eu, apropo de proiectele astea. De ce încercăm noi ăștia tine prin proiecte care au fost aprobate de voștri consilieri și noi uităm doar porțile la lene? Habar n-avem. Vezi consilier domnul din care au plecat. Eu n-am votat. Nici domnul. Păi că ați votat, că n-ați votat, mă simt ca un fraier. Aici a fost o PNL, l-a aprobat, dar nu l-a aprobat domnul primar, l-a aprobat domnul Mitel, dar stai, domnul Mitel s-a abținut. Domnul Moise nu a fost din față, sau el știe cum e asfaltul, dar normal e prea subțire. Și la urmă spuneți, vă abțineți sau nu vă abțineți? Ridicați mâna, votați sau nu votați? Și nu cred că sunt singurul în cauză. Mă uit la domnul Adel, mă uit la domnul Cernă, mă uit... Mi se pare o chestie... Nu știu cum să vă spun, penibilă chiar. Hai băi, votezi, băi, vreau sau nu? Băi, e sumă mare, stai bă, că nu e sumă mare. Stai că asfaltul e subțire, stai bă. Eu ce votez aici, sau noi ăștia care apar noi suntem? Ce votăm? Domnul Jureț, colegii dumneavoastră, votează necunoștiți de cauză. Domnule, stai puțin, că votează necunoștiți de cauză. Poate mă ta votează, 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 ca să nu meargă. Hai să ne înțelegem, să vedem, hai să votăm la ședința următoare, dar mai întâi să vedeți pe cei vorbă, să ne înțelegem, da? Păi de ce spui nu? Nu trece proiectul ăsta? Dar nici am spus nu că nu trece, am spus întâi să ni se prezinti. Un raport mai detaliat. Păi asta să știm și noi, băi, le-ați votat aia dinainte, sunt de acord. Nu le-am votat, domnule, dacă ai fost atent, am spus, domnule, prezintă-ne cu subiect și predicat. Și dacă am înțeles ceva, ce suntem și nu depășește limita Domnului Zic. Da. Asta vreau să spun. Păi, la ce discutăm aici? Noi discutați dumneavoastră care știu, ce vorba cu domnii care și noi la parlament și... Mă pui să votez. Putem convoca o ședință extraordinară. Asta e până... Trei puncte. Deci,
Haideți să o lăsăm pe săptămâna viitoare, pentru că nu ședință, ținim pe doar explicații mai detaliate. Pregătim ședință. Ca să înțeleagă fiecare. Să înțelegi, bă, frate, nevoile. Bă, noastră e pe ultima sută de metri. Băi, nu putem să-l modificăm. Băi, nu mai modificăm. Lasă-l să luăm banii. Bă, nu putem să-l modificăm. Hai să-l modificăm. Băi, 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 cu școală, cu asta, iarăși de acord, frate, să vedem cine, cum și începe. Da, așa noi respingem pe ăsta niciodată. Dar l-am explicat. Deci, pe, am înțeles. Pe ăsta, extindere școală nu este urgență, pentru că nu se închide nicio măsură, sunt bani de la buget, îl putem pune când doriți dumneavoastră ședință extraordinară sau luna viitoare, chem în săptămâna viitoare, ce se poate modifica, domnul? Crește tratul de așa? Cade prețul. Puneți-mi o dată ce se poate întâmpla într-o săptămână. Studiu, studiu, trebuie studiat. Domnul primar a zis destul de clar. Ce să faci? Domnul primar a zis destul de clar. Începe un alt proiect pentru tuta. Nu? Așa o făcut. Acum nu s-a putut, că foștii conducători care au fost și ăsta, nu s-a făcut. Băi, fraților, rog frumos, nu mai insistați, că așa am insistat și la noi totuși, că fostul primar care îi spuneți, Dumnezeu să o ierte, au făcut școli, stadioane, la tot așa, Dumnezeu să ierte. Au făcut acolo, ăsta e proiect hotărât de asta, că așa. Vine următorul la tuturor. Hai să nu ne cramponăm. Tutenii nu vrea să băteze ce intrăm. Deci au proiectul ăsta de asta. S-au gestionat niște bani. Și acum se pune la... Inițiem. Asta e aprilie. Să se facă dacă vișoară și... Totuși, să se facă asfaltul și următorul proiect să fie pe tuturor. Noi, eu ce vreau, tot nu se poate. Eu ce vreau să știm. Putem să mai discutăm el și când mai negociem? Să vă așa, facem, dar nu, ce să faci, dați drumul la școală. Și ne trezești bine acasă și mă nici nu poți să poți cumpăra. Așa că noi. Deci, vă rog frumos, eu mai spun ultima și mă retrag, că trebuie să plec la pasă. Deci, proiectul, mă repet, proiectul pe extindere poate fi amânat, chemăm proiectanta, punem pe videoproiector, arătăm soluția de proiectare, instalație, tot. Da, proiectul de modernizare drumul, v-am spus, termenul limit de depunere este 31, trebuie să duc la proiectant. Ultimul document care lipsește din dosarul la cerere de finanțare este aceste două hotărâri. Aprobarea implementării cu nou reprezentant legal și actualizarea indicatorilor tehnico-economici datorită celor două acte normative, codul fiscal și legea 50 care v-am spus. Astea sunt două. Deci, implementarea a fost aprobată în noiembrie anul trecut. Ați aprobat-o, domnilor consilieri, anul trecut, doar acum trebuie să reluați prin aprobare să fie nou reprezentat legal noul primar. Este simplu. Și pe 31 legal. Deci, hotărârea asta cu implementarea proiectului a fost aprobată anul trecut în noiembrie. Deci astăzi înțeleg că nu sunteți de acord. Nu, bănuiesc că nici atunci nu s-au dat date tehnice normale și oamenii n-au știut, consilieri. Și s-a votat ca atare. Nu știam, sunt care s-au abținut. Deci asta este de da, oricum, pe toate procesele, s-au abținut, s-au abținut, s-au abținut, cine secretar procesul, că vedeți cine a votat, cine a fost special, cine a votat. Trebuie vorbim, continui, cine mai și ce mai stăm aici, ca să dăm să... Hai să punem la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnice economici pentru investiția proiectului de modernizare drumuri locale Târgu Trotuș și Vișoara, comuna Târgu Trotuș. Cine este pentru? Da, numărat, șapte, da. Împotrivă? Abținerile. Îmi permite să mă arătăm? Da. Dacă sunt discuții, se înscrie cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Am fost pentru.
Toți. Nu, în alfabetica va. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Târgu Trotuș. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Târgu Trotuș, conform anexei 1 de la prezenta hotărâre, prin suplimentări de credite bugetare și virări de credite bugetare. Prezenta hotărâre va fi atacat la Tribunalul Bacău. Cine se înscrie la... Domnul Mitică, da? Mai este cineva? Dăm cuvântul domnului Mitică. O să întreb pe doamna contabilă să ne spună ce bani am primit și unde s-au dus banii. Vreau să știu exact. Nu s-a arătat aici. Cheltuieli, evidențe, buget rectificat. Doamna, eu știu să citesc, da? Deci vreau frumos dumneavoastră să mai știu foarte bine să citesc, da? Deci vreau să-mi spună doamna contabilă exact cu subiect și predicat cum îți duc banii. 5 milioane la domnul Sfârlea, 3 milioane la mine. Și am zis, a făcut o paranteză, spiritic. Unde se duc banii, doamnă? Prima problemă. Și a doua problemă, toți suntem la, la buget. Unii cetățeni din Comuna Târgu Trotuș vor să știe cât a costat marea îngropare în Târgu Trotuș. Că în unele străzi s-au ridicat, în altele s-au lăsat, a venit cu așa, s-au pus stradii balast pe unele străzi. Vreau să știu, v-am spus și ieri, cât a costat o mașină cu balast. Pentru că se aduc cu firme din altă parte, firmele de la noi nu pot lucra, că ele au păduchi în spate. Celelalte sunt cu portocala pe cap și vin și lucrează. Vă rog frumos. Discutăm acum despre ridicarea bugetului local. Da? Da. Ați întrebat de suma de 431.000 este primită prin hotărâre de guvern la capitolul 4202, subvenții de la bugetul de stat și pe capitolul de cheltuieli sunt prinși la capitolul 8402 transporturi, conform destinației pentru care au fost primiși. Deci banii unde s-au dus, doamne? V-am spus, la capitolul 8402, transportul, drumul și podul. Toți banii aia se duc 100.000 de euro numai la transportul, deci să facă piciorul? 31. Acolo este capitolul de cheltuială, da, capitolul de cheltuială unde trebuie să prinși. De acolo, din acea sumă, doamne, dați-mi voi, din acea sumă, se duce toată pentru capitolul transporturi, da, drumuri? Care prinde drumul și podul. Drumul, drumul și podul. Destinație. Da, drumul și podul. Acolo toată suma este alocată numai pentru drumul, da, și podul? Da. Pentru că nu poți să-i pui în altă parte. Deci ce? Bugetul așa, este structurat pe capitolii de cheltuieli. Bun, la asta vreau sigur. Deci, bun. Nu trebuie să-i pun la... De când, cu acei bani, doamnă, cu acei bani, o să înceapă niște lucrări. Asta este important. Vor începe, doamnă, nu mai puțin, nu mai întâmplă tiria. Vor începe niște lucrări. Dumneavoastră, în următoarea ședință, ne veți aduce unde viți din lucru. Care a costat repararea podului de la Tuta, 100.000 de lei. Extindere gabioane tot pentru apă, pentru cursul râului Trotuș, numai în unde. 120.000. Se pot aduce în ședință ca să știe și consilierii? Nu, n-am să vă aduc, pentru că datoria mea este să cuprind banii în buget legal. Datoria se cheltuiască ca automatorului de credit. Ce hotărăște automatorul de credit? A, bun, atunci ce nu-i domnul Reiju. Da. Nu știa spus la adresă. Dar nu ar trebui știu dinainte? Că poate să face altceva. Păi, dar abia am primit bani, înțeleg. De bun, și demorarea inițiativă care vor fi, nu? Trebuie să fie supus, nu? Sau de unul singur luați decizii. Nu, nu, nu. Dar nu se iau de unul să facă de unul să facă. A, fost întrebat. Dar acum, am întrebat bine. Dacă este posibil ca să-și nevoie înainte de a se lucra. Interesul meu este să facem așa pentru că banii ăștia să ne ajungă peste tot. Pentru că nu este numai cu limba. Deși drumul din Tuta. Până la preț. Avem asigurare că vom ști și să vă fac. Mai mult deci, eu vreau să știu atât, începând din urmă, da? Ca să nu existe probleme, discuții,
să se vadă în mod transparent cheltuirea banului public. Da? Mulțumesc mult. E vorba de podețul, vă să vă mulțumesc. Podețul de la Vale, capătul satului, acum avem lirii de la Chimic, acolo leagă de problemă. Un sector de drum la Vieșoara, drum vicinat în Lutrucuș, deci ar fi câteva zone unde pleacă banii așa, nu pe anumit segment. Dar sunt și zone unde ar putea să facem noi propriu portul cu caterpillar. De exemplu, se putea lua măsuri fără să primească banii ăștia la tronsonul de la pod până la Proiță. Estindere o leagă. Deci, da, dar estinderea asfaltului și așa este de două părți, abia să merge, nu? Aici, de la Pod, la noi, la așa? Da. Domnul Petric, eu vă informez că utilajul a stat în permanență pe drum. Deci nu știu dacă a stat. Și eu acolo, ați văzut că s-a făcut părțile. Da, ne interesează porțiunea aia că dacă se deteriorează, nu mai avem după aia asfaltul nicio formă. Acolo este domnul județean, în doamna Contabilă. Da. Și primim bani de la județ? Județ. Deci înseamnă că noi, domnul Adrian, la un loc, înseamnă că drumul ăla care este la, pe tronsonul dumneavoastră, noi, de aici nu se poate finanța niciodată. De ce s-a pus balastul pe zona aia? Nu. Din banii primării. Aici e vorba de Bogor și de... Nu e așa de ușor. Păi dacă e cum să mai ajuneți, nu ești mai după în județ. Este tot. Așa, 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 până mă văd cine este a avut proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și de venituri și cheltuieli pe anul 2016, da? Cine este pentru? Nu vreți să vă reparați podul? 7, da? Împotrivă? Abțineri. Domnul Barat, vă rog, când votați. Da, mă dau mai mult. Da, deci au fost deja, cum am făcut, dar să știi. Să știi. Nu, m-aș fost. M-aș fost, 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 m-a
Pardon, este finalizat proiectul pentru extinderea iluminatului? Dar cum să nu? Imediat, luna viitoare începe. Nu s-a făcut nimic. Ne-au dus cu zărărele, nu știu de ce. Ba da, s-au scos autorizațiile, încerc lucrările. Doamna, trebuia să vedeți prima. Uite, domnule, avem autorizația scoasă pentru asta. Avem pentru asta. Sunt trei lucrări. Vreau să ne spuneți un lucru. Deci, una care este la Sotuș. Aici de cimitirul evreiesc. De ce le-a adus în ședință să ne reprezentă? Sunt zona izvoare. Ca să știm pe ce vă ajuns. Autorizația de stadiu, în ce stadiu se află tot. Eu te întreb așa, știi că dacă stați? Nu știi, nu? Păi atunci pentru ce ești primarul? Ia spune tu că dacă stați. Păi spun eu, pentru că știu, ai văzut că toată lumea ne-a bunit și eram la școală amândoi, că am fost în conținalizație la școală, da? Când a spus primarul proiectul la școală? S-a spus că era până 2 miliarde? Etic, s-a făcut 9 miliarde. Da. Ai văzut 9 miliarde. Poți să dărâm școala în noaptea asta și nu-i să reconstruiești. Păi nu mai era altă discuție. Păi nu era altă discuție. Știi ce a fost să spun eu? O hoție din față, o apureală? Asta a fost. Ne-am apurit. Eu nu gata să termin cu apureală. Ori mergem transparent, ori să va fi transparență în acest Consiliu, ori la revedere. Păi... Dar ce? Am cerut prea mult ca să fie transparență? Dar nu s-a pus problemă. Păi atunci... Am fost în păi atunci... Nu fie transparență. Păi... Deci încep să vă merge tot făgașul normal. Aici problema este, problema acum la ora actuală, este să nu pierdem anumite lucruri care trebuie. Nu pierde. Păi și dacă noi am spus clar, cu subiect și predicat, am vorbit în altă limbă decât în limba noastră maternă, am spus clar, convocăm altă ședință. Care vrea să vină? Bine, care nu vrea să vină? Tot la fel de bine. Deci convocăm altă ședință să li se prezinti doar. Da? Până acolo, pentru că lumea care ți-a dat girul ție și te-a votat, în spețelii, domnului, doamnelor, la fel, trebuie să știi ce se discută aici. Pentru că atâta merge cu subterfugii și cu hoții și cu mânării. Aici nu se faceți. Aici se supune la vot, numai suma. Numai suma. Supune suma. Gata. Acolo dăm, acolo luăm. Și dacă nu ești nimic, păi ești gică contra. Și te trezi cu mine, băi, ai venit la rost, băi, ai votat, dar n-ai votat. Ai votat, dar n-ai votat. Poate să trecem la treilea punct. Da? Mai scrie cineva? Aveți cuvântul. Acum, doamnă, dacă toți suntem la execuția bugetară, acum pot să vă întreb și eu cu noastră. Cât a costat cu ghilimele de rigoare, marea asfaltare, înainte de campanie? Da? Și v-am cerut în ședință, în mod cât se poate de transparent, să veniți astăzi la ședință și să spuneți cât a costat o mașină cu balast. Vreau să știu. Și cred că și concetățenii noștri sunt interesați să știe. Mulțumesc mult. Da, conform contractului, nu s-a făcut achiziții pe o mașină. Nu s-a cumpărat un număr de mașini. S-a cumpărat la metru cub. Și conform ofertei este 25 de lei metru cub de balast. De pietriș încasat. Iată compactată 25 de lei. Cum ai? Da, deci la metru cub. Păi metru cub, 10 metri cub, cât înseamnă? 2 milioane și jumătate de... Numai atât? Deci, la asta, după aceea, în devizul de lucrări, are orele de lucru, are transportul, care sunt separate. Dar am întrebat, cred că clar. Pe total. Doamne, cine a hotărât această mare asfaltare, doamne? Consilier, nu? Nu. Nu. Deci, te rog frumos, nu. Deci, nu mai facem. Deci, te rog frumos, nu mai facem afirmații de astea, da? Nu. Fiindcă eu am ieșit personal, personal, pe doamna, Bavi, am ieșit în fața mașinilor Bărbaciu, le-am oprit. Am zis să nu-ți bată joc de noi, fiindcă încet, încet o să intrăm cu metrou în casele noastre. O oprit domnul Abave, o răs un pic, a zis că am băut prea mult și a plecat. Și să continuăm. Oamenii, cunoscându-ne și respectându-ne șoferii de la executantul lucrării, au plecat, au întors frumos mașinii și au plecat și au dat seama că avem dreptate. Au dat ordin să ducă balastul, că nu mai aveau un stăpână, că nu accepta lumea din sat. Au dat ordin și le-au depozitat în capătul satului. Numai ca să fie pus balastul. Deci ne interesează
să știe toată lumea că este filmat, când, cum și cine au hotărât această... Și deci cât a costat suma și cine a hotărât? Deci tot TVA și tot transport, tot ce a fost... Exact. Tot a fost 1.180.000. Cine a făcut? Deci, doamna, dumneavoastră a spus 1.180.000, dar 25. Cine a făcut? Și de ce avem? De Fișoara, Trotu și Tudă. Deci a intrat și transportul, și autogrederul, și tot ce nu puteți aduce, doamna Alina, ne puteți aduce, ca să vedem și noi exact, în ce a constat asta? Cât e ora de lucru? Poate dintre noi nu suntem chiar ăsta neștiutori. Unii dintre noi știm și poate putem să venim cu sugestii la primăria asta să spunem, domnul primar, domnul secretar, doamna contabilă, știu pe cineva care are o firmă care nu ia 150 de lei pe ora de lucru. Ia 90 de lei, inclusiv TVA. Și atunci ce obțin? Pentru mai puțin, ca să rămână bani și primăria asta să mai poată face ceva? Sau dăm, așa cum ne-am minuit, cum am fost învățați de 27 de ani? Deci, eu asta vreau, asta vă cer, vă rog frumos să vă notați, asta vreau să mi se aducă la cerința următoare. Pentru că asta înseamnă transparență, asta înseamnă corectitudine, asta trebuie să elimină. Dar cine au hotărât? Nu știu cât... Niciun alt stabilit traseele respective. Sau și cine? Sau și din criterii s-au dat. Cine a stabilit? Dar în unele locuri erau mai foarte 80 de centimetri. A hotărât domnul primar și domnul Vicioar de la PSD. Care e domnul primar? Domnule, care e domnul primar? Oamenii dumneavoastră au hotărât, nu oamenii noștri. PSD-ul a avut, domnule, cum ai venit? Nu, nu, n-am avut primar. Viceprimar. Viceprimar, doi viceprimari. Eu am întrebat, cine au hotărât? N-au fost, știi. Dar cine? N-a fost așa. Nu-i fost așa. La urmă, cine au hotărât? Ei, PSD-ul, PSD-ul. Nu, domnule, să înțelegeți cu PNL-ul de acum hotărăște. Domnule, dar el era PSD-ul. Ei erau atunci. El nu era în PSD când s-a luat. Este acum, este. Ei nu erau. El conștient a intrat acolo ca să vadă ce e acolo. Uite că vede. Nu, dar din punctul meu de vedere nu se pare corect. Ți-ai notat acolo? Pentru că 25 de roni e foarte puțin. Dar nu așa trebuie explicat. Trebuie explicat per total cu toate cheltuielile care sunt, pe metru cub cât este. Și cu transportul, și cu compactorul, și cu grederul tot, per total. Și atunci vedem ce înseamnă. Păi o să pentru că poate, poate transportul e mai scump de 10 ori decât metru cub. Da, da, da. Și atunci noi ajungem la niște chestii în care nouă ni se arată numai ce este mai puțin acum. Iar poate unde este mai scump, deja se ascunde. Da, dar matematica nu e grea. Cât e minimii de cum s-au adus și cât a fost ascunde. Nu este calculat la metru cub. Nu, la metru cub. Că este luat și transportul, este luat și compactatul, este luat și pe total s-a ajuns la suma respectivă. Păi câți metri cum s-au adus? 1.000, cât costă? 1.000.000. S-a sfântat toată pisoara pe care ales. Eu înțeleg că ai simt calculat. Și nu ești revoltat? Eu am zis un vorbă, dar nu trebuie. Cine este pentru? Pentru cine? Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției. Uite, șapte. Împotrivă? Abținere. Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare și Promovare Banco Activ. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației Dezvoltare și Promovare Banco Activ în cuantum de 1000 de lei. Da? Și se mai tratează domnul primar. Cine este pentru? Înscriere la cuvânt. Mai este cineva? Da. O să fiu de acord cu acest proiect, dar totuși, eu vă spun sincer,
Nu-i văd rostul ca să dăm pentru Adi. Întrucât nu știu care e rolul nostru. Noi dăm banii ăștia, se aruncă pe fereastră. Bine, nu e o sumă mare, dar se pot face ceva și cu banii ăștia. Nu știu, se poate, de exemplu, cumpăra erotica pentru câteva luni bune la primăria de Petrov. Și însă, dacă tot și-a luat rolul serios domnul Andrean, și este mandatat ca să le reprezinte în Consiliul de Administrație la DIN, vreau să știu sigur că în momentul în care ne vei reprezenta, să știm exact ce facem, să nu fim luați de fraier ca și Adisul. Am venit, suntem luați de fraier, că se dă jumătate de metru cub de gunoi, după aia se renunță la un sfert, revine la jumătate. Vrem, clar, cu subiect și predicat, să se știe exact care este rolul nostru în acest Adin. Da? Adică, în momentul în care te-ai dus, nu să stai ca nea Ionica Babi, ca ai vers pe pereți și smelodia lui Smaili, știi? Dar vreau să știu dacă te duci acolo, vreau să știu exact. Da? Da. Bun. Deci vreau să știu care este. Atât am avut. Are cuvântul. A fost atins ceea ce vreau să zic eu. Am avut o cuvinte să rugăm pe domnul primar să ne informeze exact ce se întâmplă cu această asociație. Nu sunt banii aceia. Mulțumesc. Domnul Mureanu? La fel ca și vreau și mine. Aș vrea să știu, până la urmă, ce rol are, adică cum ne reprezintă, ce fac pentru noi, pentru banii ăștia. Dacă nu are niciun beneficiu pentru comuna noastră, eu zic că atunci banii nu trebuie dați. Se pot folosi banii în altă parte. Pentru că dacă nu ne reprezintă cum trebuie, atunci nu are niciun rost să-l plătesc eu un angajat, dacă nu-și face treaba pentru mine. Așa consider. Așa a fost și cu salubritatea. Aia vine și ne implică nouă în așa fel încât ca să ne bage contractul. Și nu ne reprezintă și noi îi plătim. Am înțeles că îi plătim și pe ei. Da, dar dacă nu ne susține, trebuie făcut un protocol prin care să se anuleze și banii să nu-și primească. Nu ca să-l plătesc ca pe proiectant și el să plece nu și eu... Nu este niciun complicat. Noi o să ținem legătura cu toții. Și zic că cum ar trebui să ținem legătura cu toții. Sunt lucruri care trebuie să fim și noi trinși undeva, să știți. Da, dar asta nu înseamnă să dau banii și el să nu își respecte temporariile. Nu, am înțeles. Aici a dezertat, așa este. Da. Deci, în momentul în care vor apărea tot felul de lucruri noi, care așa, avem numele de telefon, ținem legătura. Și noi avem de ședință. Deci noi atâta participăm și nu putem să luăm măsuri sub nicio formă asupra lui? Păi și atunci eu asta spun, te penalizez. În momentul în care nu ți-ai făcut treaba către o alt, eu te penalizez, fratul meu. Cât îți dau? Îți dau un leu. Că atâta merge. Ideea este să ținem legătura cu toții, nu cu tonții. Da? Că sunt unii care e ăsta. Deci chiar e foarte important. Exagerez. Nu, exagerez deloc. Nu. Deci chiar nu exagerez. Vorbesc foarte serios. Nu, dar vorbesc foarte serios, da? Nu, să nu cumva să ia în derâdere, știi, și să ursul trece când e latră. Da? Să ne înțelegem clar. Mai sunt alte întrebări? Doamna președinte, am înțeles că a fost altcineva reprezentat la timpului. Păi trebuie să alegem la și reprezentantul ăsta. Păi s-a pus aici. Domnul primar. Domnul primar. Domnul primar. Este. Era mai interesant. Ai fost atent, domnul Băcar. Ca să vadă exact ce se întâmplă acolo. Fii atent, domnul Băcar, că era pus ăsta. Nu, dar vreau să cunosc exact. Ce mă duc? Haideți, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Ești pentru. Ionel, ești pentru, da? Ați votat care consideră acest regulament de funcționare.
Vă rog să dați fiecare consilier, mai ales care, adică la toți, poate să mai schimba ceva între timp, să-l citească, să-l studieze acasă, cum trebuie să decurg o ședință de Consiliul Local Civilizat. Având în vedere că suntem confirmați. În al doilea rând, domnul Forcoș Adrian a fost ales primarul comunii. Eu cer, în fața dumneavoastră, să fii cel care ia cuvântul ședinței, să adreseze cum trebuie. Domnule primar, nu măi Adrian, și cu exprimarea la persoana a doua, plural, cu dumneavoastră, adică. Nu ținem cont că este mai tânăr, poate, decât noi. Trebuie respectată funcția. O leacă să avem o leacă de bun simț. Bun simț este. Te poți adresa și cu apelativul domnule primar sau domnule Adrian. Da? Deci te poți adresa cum vrei. Domnule. Vreau să întreb. Prezentările astea noastre, de cum a fost ieri cu comisiile astea de specialitate, cine trebuia să ne anunțe că noi trebuie să ne prezentăm? E cineva mandatat, are o atribuție de asta sau... Vă spune imediat. Și să spui tu, tu ești... O fost că nu mă... Cine e? Dar eu întreb aici, prin... ordine, organizarea Constituției, să anunțe că trebuie să prezentăm la ora Constituției. Deci, la urmă ședință, a constituit Consiliul Local, la punctul 6, s-au format comisiile. Nu s-au ales atunci președinte și secretar, urmând ca la prima ședință de comisie să le-a dat atunci. Deci nu exista președinte și secretar. Au fost comisii care, la momentul când a luat, de exemplu, cu domnul Mitidel Liviu, deja în comisia dumneavoastră s-a ales președinte și secretar. La dumneavoastră, ați fost în comisie. Sunteți la urbanism. Nu, de tot. Eu cred că m-am sunat greșit. Eu am zis că asta discutam. Eu m-am sunat, am trimis și un mesaj, dar am sunat la număr. 8-8-8 la urmă. Cine l-are dintre consilieri? Azi am confirmat greșeala. Da, mi-a zis că asta numărul... Mi-a validat. Am sunat, am trimis și mesaj. Da. Da. Nu, că și cu ăștia obsesc. Îmi cer scuze. Cineva trebuie să fie... Nu, dar cineva anunță trebuie... Să fie mandatat, băi, anunță că o știe. Reședința de sfârșit. Bine, dar de acum să știi, n-are rost să mă mai știu să mă da. 07-46. Ziceți în tari, vă rog. 827. 07. 46. Da. 827. 827. 827. 7. Să televizia asta. 556. Da, nu. Tu i-a dat 8-8-8, nu știu de unde. Nu pentru acolo. S-a televizat și... Domnilor consilieri, la capitolul diverse, ar fi cam următoarele numele de undeva, eu vorbesc și mă refer la satul meu. Cei care sunt din satul respectiv, în speță Mișoara, atâta se referă la satul meu. Eu mă refer acum la Târgu Prodoș. Aici, pe deal de la izvoare, la casele noi construite, am constatat cu stupoare că nu sunt meburi de iluminat. Da? Bun, omul respectiv se duce și de noaptea în cap. Deci, vă rog frumos, domnul Adrian, să vă semnați în agenda, vreau să se monteze meburi de iluminat. O întrebare, nu sunt plăti deloc? Nu sunt deloc, domnule. Da? Și nu există un bec. Acolo sunt o grămadă de case, da? Bun. La domnul Remus Grozavu și până dincolo, strada către izvoare, undeva pe la Erodic, acolo, la fel, cu stupoare am constatat că nu au conductă de apă. Ei nu sunt pranșați
nu sunt branșați la rețeaua de apă. Deci dar râsul, ca să nu spun să nu folosesc cuvinte jignitoare, râsul este, au canalizare, bine, nefuncțională, că asta nu știm când va fi funcțională, la fel cum cu atâta apureală suntem sătui. Deci au canalizare, nu au apă, domnilor. Știați? Nu știați, nu? Notați-vă acolo, da. Deci nu există... Câte familii la fel? Înseamnă, sunt 7, 8 familii. Așa, de ce? 7 8 familii. Și al treilea subpunct, și ca să închei, să terminăm cu capitolul ăsta, am spus și în urmă, am fost prezent la ședință, și am discutat cu domnul Ababi, cu domnul Avădării, și le-am spus clar, domnilor, luați, domnule, și puniți niște coșuri de gunoi la bufetul ăla jos. Ia cafeaua de la Gigi, de acolo de jos, de la câți vine și o beau de gând și aruncă paharele alea de unică folosință în șanțul ăla. Nu-i curățat. În schimb, în altă parte, ca nu vreau să fiu răutăcios, s-au montat, domnule, bufele, coșuri acolo. Da, vorba aia, facem afaceri cu... Adică, cum te credeți că nu era necesar. Deci, doamne, eu, cine vrea să înțeleagă, e bine. Luați legătura domnul Forgoș cu domnul Văcar, care a fost în vechiul mandat. Și să-i spuneți așa, deci chiar să-i transmitiți. Poate nu se uite la emisiune. Văcăroiu, poate. Deci cu domnul... Nu, scuzați-mă, cu domnul Lenghel, pentru că îmi cer scuze. Spuneți-i că dacă tot a făcut afaceri cu primăria, eu n-am făcut nicio afaceri și n-am luat... Atât mi-a dat domnul Aurică câteva col de hârtie, atât din primăria asta. Am luat să fac niște cereri. Atât. Singura mea afacere cu această primărie. Nici nu trebuie să fac, jur. Dacă tot a luat terenul ăla și a făcut multe afaceri, că mulți din consilierii mei au făcut multe afaceri, o spun fără nicio jenă și îmi asum ceea ce spun. Să cureți terenul ăla, că nu suntem în Cuca Măcăi, la Cucuieții din deal, la Văscăuții din deal. Să cureți terenul ăla din capătul satului, pe partea dreaptă, când te duci către totuși, că acolo e un focar de infecții. Da? Sunt bălării. Dacă nu vrea să cureți, să cedezi terenul, poate vrea să ia altul curățință, să spună lucernă, să-și spună copaci, nu mă interesează. Dar să se apuce de treabă. Asta am vrut să spun. Mulțumesc. Nu, e acedat. Nu știu dacă acedat. Nu l-a acedat. Domnul Brea. Nu, nu, nu. Deci, doamnă, dar aș vrea... V-ați notat bine alea, că au întrebări probabilitoare. În primul rând, aș vrea ca să facem în așa fel, ca să ajutăm cei care trebuie să obțină autorizații de funcționare, să fie ajutați cât mai mult. Asta, în principiu, RLD-ului. Deci RLD-ul ăsta a fost adoptat, nu știu, pe sistemul de Consiliu. Aș vrea ca să supunem la vot. Ca să anulăm acel. Să anulăm. Pentru că nu este relevant din punctul meu de vedere. Ceea ce s-a făcut, s-a făcut aberant. Îl pui pe om ca să meargă să-și facă RLD-ul. Îi îngreune situația. El nu poate să umple toată ziua. Dacă în alte comunități nu s-a făcut, de ce să facă la noi? Deci nu este corect din punctul meu de vedere. Am discutat cu mai mult, o să intervenim și pe partea asta. Nu este stabilit prin hotărâre de Consiliul. Da, de prin ce? Există și în vreme de, nu știu, o donanță de guvern sau... Nu știu, dar eu am întrebat alte localități. Dar se poate spune la Onești? Nu este. S-a anulat. Deci eu spun. Deci eu m-am documentat înainte de asta, am și zis. Dar nu numai acolo. Eu n-am dat denumirea unde este și în ce zonă este. Prindem o ședință extraordinară. Deci trebuie anulat această hotărâre și făcută în așa fel, și celelalte puncte, ca să vedem, să fie în avantajul... Gelu, mai am încă ceva de spus. Da? Și deloc să mă lași. Aș vrea să fie chemat constructorul, da? La noi, cu saliducul. Pentru că vreau să știu de ce nu s-a respectat minuta încheiată între ei și UAD, da? De ce nu s-a respectat? Deci s-a ajuns într-un stadiu în care s-a terminat toate lucrările, racordările nu au fost făcute, da? Acum, dacă ajungem în stadiu în care se face racordările, cine o să plătească iar renovarea drumului? Deci, eu cred că trebuia și din timp anunțat, văzut, sau se auzea, dirigintele de șantier. Mi s-a părut aberant iar când a fost formată o comisie de supraveghere. Din partea OAT-ului.
Domnilor, haideți să mergem să vedem care este situația. Își respectă angajamentul sau nu? Că nu și-a respectat angajamentul, oprit. Pentru că beneficiarul, eu bănuiesc, că a plătit constructorul. Dar poate constructorul nu s-a achitat. Ori aici s-a ajuns la o concluzie prin care să nu-și respecte angajamentul, să facă altceva. Nu știu. Deci ca atare trebuie chemat și văzut ce s-a întâmplat. Deci ca să analizăm situația. Da? Iluminatul avem și noi. O porțiune chiar oamenii se spălăgeau. Da. Partea de sus, din Găianuș, nu? Să spun pe Umbrej. Da. Acolo un colț ăla. Da? Acolo nu are lumină deloc. E capă. Deci pe culăm. Pe culăm. Da. Și avem și drumul ăsta, care ar trebui făcut cât mai repede, chiar cu utilajul nostru. Deci, în așa fel, ăsta de la pot. Deci, cu utilajul nostru se poate duce palastru ca să marul, să protejăm cât mai mult marul. Deci utilajul nostru îl avem, nu? Se poate face. Palastrul este acolo. Și sunt și multe alte probleme, dar nu pot să, acum, să, pentru că colegii văd că tot insistă, am să las la ședința următoare și o să vă spun. Deci, să avem și la ședința următoare, ce spunem. Da, nu, dar eu am și la ședința următoare. Da. Bun. Nu o să mai fie diversă. A, eu sunt. Am vrut să vă rog să vedeți, să studiați posibilitatea, dacă se poate, să avem posibilitatea să schimbăm blămpile. Să trecem pe blămpile. Am da. Câte, ce pot am avut discuția. Că s-ar face economie. E vorba tot de un proiect. Da? Din bani europeni. Asta e singura variantă. Da. Dacă ar costa. Da. Pentru că oricum se regăsește prin aceste pecuri economice. Nici nu știu, am avut discuția. Are o durată mai lungă. Domnule, și economia e mult mai mare. Sigur, se regăsește. La bani, se vede la factură. Dacă am discutat. Nu, no, nu ajungem la situația să ne gândim. Să înțelegem. Nu știu ce e nu. E cel mai simplu. Sunt acolo, acolo niște avem... ținem o discuție și vedem dacă o să vină domnul deputat să confirmă în continuare. E vorba de Hețaș și de București. Avem deja țeava. Este pusă ambăzută din... Cred că are două luni de zile de când ne-am făcut. Și vorbesc și, și noi o să fim cu tot traseul ăla, în spatele terenului, pentru că acum așa vrea individual fiecare, deci, de la Crăbiniță, până la terenul. Fiecare a fost separat. I-au luat un scris de tot ca să bagă. Am înțeles. Deci eu am tras cu mine, deci fiecare se separat. Am înțeles. Și când au venit cu... să facă terenul de fotbal, mi l-au spus tot de afară. Acum s-a fapt să ne prim și folosești. Dar, interiorul ține legătura ce va fi? Ce va fi acolo? Vine iarna? Am îndeațată, nu? Mie personal, la vecini, da? Da. Toți pe acolo. Și ați mai făcut tot, luat. Pentru că potisem și noi, nu? Sigur. Sigur. Domnul primar, o apa curentă din Târgu Trotu. Știu că ați primit reclamații. De la primărie la deasă de Târgu Ogna, eu... de la ora 19 până la ora 22, nu avem apă. Și vinișoara se avem, de acolo. Avem vecini care plătiți la zi, vin și spune. Așa e. Hai să lăsăm pe domnul Bacu și pe oameni revii. Tu, da? Începu apa potabilă, dacă e chiar. Așa aș vrea să știu, toți mi-am întrebat înainte de a termina mandatul de cu ce datorii a preluat domnul Patagon în dialogul? Torii. Ce datorii a preluat de gestiunea acestui apă potabil și care sunt datorii în moment de față? Corect. Da. De cum se justifică atâta de atât? Doamna contabilă, de fapt, a spus. Tot cu apă potabilă la Vișoara, noi beneficiem de acel bazin de stocare, care nu este pus în folosință. Din cauza asta nu avem presiune suficientă. Având în vedere că trecut sunt alimentați faci pe bypass, bazinul stă plin de mormoloci, plin de mizerie și mai departe. Trebuie curățat, dezinfectat și trecut reparat. Când l-ați avut curgea apa, pe noi. Te rog frumos. Atâta. Am mușcă frână. Când au fost ani de zile, am ajuns cu cunoștință, domnului Avaru, domnului Mitel,
curge apa, curge apa prin sutoare. N-au fost în sare și se repare acele două plutitoare. Și s-au dus a banii pe râul Varadici. Da. N-ai de unde repara la Vișoara, că mai toți sunt buni platnici. Puțin sunt care n-au plătit. Și nu s-a plătit în cheltuiala de un miliard și la cât este. Miliard 400. Da. Tribunalul public ar trebui să vă grăbiți cu modificarea orei, că da, ziua tot scade și modificat și... Da, am modificat. Iar cu face? Măcar cu jumătate de ori, să vrem să vă răspuns să nu vă problema e cel mai delicat vorba de actual. Avem, este vorba de 3.350.000. Banii pe care am încercat să găsesc diferite soluții împreună cu tot colectivul, inclusiv doamna contabilă. Știți destul de bine că nu se pot rupe din altă parte sume de plată să punem acolo. Dar nici nu e necesar. De ce n-ar fi necesar? Dar cum găsiți dumneavoastră? Deci eu m-am pregătit. Analizăm cu toții da. Cum am găsit varianta. Ați vorba destul de bine să ai spus. Da. S-a achitat de sarcinile de serviciu. Dar nu s-a achitat de sarcinile de serviciu, înseamnă că... Să ne explici, doamna contabilă, cât este datoria reală la apă. Deci foarte bine, da? Cât este datoria reală la apă și cât sunt penalități, pentru că penalitățile sunt și fiecare zi este 0,05 și se aplică penalitatea la penalitate. Asta e estimarea problemei. Însă problema este gravul, nu vrea să vii pe ea, dar Târgu Grătum a făcut și a preluat. Libre ea cu totul datorii, pentru că ea de la Bacot, de la Transau, cu Băciuca în jos. Da? Și ei primesc, trăiesc pe banii noștri pe penalități. Noi, practic, datoria la apă este puțină. Da? Nu. Oamenii se închidă pe banii închidă. Nu e așa. Penalitățile la, se plătesc la fiecare factură. Noi de fiecare dată când facem în casă, plătim facturile din urmă, nu plătim factura curentă. În felul ăsta se sting și penalitățile. La o factură de 150 milioane, să zicem, cu mine pe trotuș, penalitățile sunt foarte mici, în jur de 8 milioane bani vechi sau... Nu e, nu, la 150 milioane, 8 milioane nu e mult. Deci nu așa cum s-a interpretat, sunt penalitățile 80% și 20%. Nu, doamnă, e 0,05. Noi, în momentul de față, plătim factura de anul trecut din iunie, care e de 300 și ceva de milioane. Încasările sunt foarte mici. Problema nu este nici la prea, nu este nici la încasător. Problema este la consumator. Fiecare își schimbă contorul. După ce consumă, așa și crede că a ajuns la 5, 6, 7, 800, 1000 de metri, își schimbă contorul, costă 50 de lei. Așa. Și atunci vine mai consumă iar ceva și când te duci la el și citești, omul este la zi, poate chiar îți spune păi, da, și cine are dreptul ca să te vine frumos și îți spune, dar știți că eu plătesc în plus. Nu-ți dă nimeni un leu în plus. În momentul în care a spus că plătește în avans, omul are o problemă acolo. Și când am spus, haideți să facem, deci aici toată lumea, haideți domnul consilier să mergem să tăiem apa, dar nu mă duc numai eu contabil, nu? Nu merge numai domn primar, mergeți și dumneavoastră. Deci, da, dar ia stați puțin, domnul. Da? Dar ce rol are domnul Ionică care e pompier? De ce nu se duce domnul cu domnul Mititelul frumos să stea? Să care covrin și la doamne din primărie, ăsta e rolul care? În fișa postului ce scrie, domnul? Întrebă, în fișa postului, la cât avem ajutat? În fișa postului, descrie. Bun, și dacă oamenii aia care sunt ăștia, sunt angajați, angajatul autului, bun, dar este angajatul autului, dar dacă se duce un oră la zi, ce deci este face la fiecare, ați văzut cum este la noi ajutat, da? Vine la fiecare, se duce la contul el este de fiecare, păi atunci de ce nu se poate și aici? Nu se poate. Dar noi de când spunem doamne, care în fură sunt de brașă, de când spunem doamne în ședință, din 4 ani, s-au luat vreo măsură? Deci eu aș vrea să fac o completare. Dacă se poate. Domnule, vorbește cineva de partea asta. Vorbeam aici asta. Deci problema e în felul următor. Nu găsim soluții până nu discutăm. Aș vrea să ne informăm referitor la metodologia obținerii banilor din proiect. Cum putem noi să luăm banii ăștia fără să plătim în avans 700 de milioane? Cum a zis dumneavoastră, și mie mi se pare mult, 700 de milioane și s-ar putea să nu obțin. E cam... Și proiectul plătești. Da, căutăm soluții să vedem dacă există altă cale. Dacă nu, trebuie să riscăm. Dacă vrem să obținem ceva. Sunteți de acord cu mine? Tu ai riscat?
El am vrut să fac un proiect... Deci tu ai riscat acasă? Acasă. El momentan a riscat. Ai riscat? Stați puțin. Eu am vrut să fac un proiect european în domeniul agricol, da? Eu asta ei, undeva 6.000 de euro trebuia să cheltui. Vărul meu a riscat și a câștigat. 16.000. 16.000. Deci, din 16.000 cheltui o parte. Asta este metoda de lucru. Ea spune, domnul ăla cu oile care a plătit 300 de milioane, așa. A riscat. Și a pierdut. A pierdut? A pierdut. 300 de milioane a pierdut, nu? Da. Și atunci ați avut sau poate. Și cât ar fi câștigat când a luat... Cum ar fi, dar atunci ai pierdut care cu oile? O vin cu oile. Și la ce au pierdut? Păi nu i s-a pipat. A plătit băiatul, a zis că... Proiectul ăla s-a spălit. A plătit cadastru, a pipat 100 de milioane? N-ați înțeles. Dumnealui a luat terenul în concesiune. Păi l-a luat și l-a luat oile, da, și ia subvenții de la APIA. Da, dar el a vrut să facă un proiect european. Dar cine vrea să facă? Da, el a luat și oile, da, și ia APIA. Asta e metodologia. Nu ai ce să facă. Nu plângeți. Nu plângeți, că plângeți de seama. Și eu nu vreau să plângeți de seama. Dacă se mai poate. Dacă se mai poate. Tot plângeți. Domnul Videlu, mai putem vorbi? Suntem ceva? Vreau să spun eu ceva vis-a-vis de contractele de achiziții pentru proiectare. Eu am lucrat pe achiziții la Târgu Ocna și aveam acolo regulă. La proiectanți, noi nu dădeam banii toți niciodată. Era cauză în contract să dădeam un avans de 20%. Diferența se vedea după obținerea cererii de finanțare. Da, așa o să facem. Așa o să facem. Tot deschidem ditatările astea la apă. Ăla ia, ăla nu face, ăla din cauza lui nu. Dom'le, dar de recuperat, de tras la răspundere, vinovați ăștia, e vreo o metodă cumva să... Nu, nu, mă refer la chestii, ci băi ăla nu a plătit, ăla a dat prea mult, ăla nu a dat deloc. Asta nu înțeleg, nimeni nu răspunde din sute de milioane, să știu, din mii de metri, cum de apă sau eu știu ce, din bancul. Nu există. Când am făcut campania pe Vișoara. Hai să analizăm pe oameni buni, serioși. Care ar putea să citească contoarele la fiecare casă din comuna asta, din satul ăsta? Ce salariat? Salariat. Deci, vorba... Îndrăgeți un salariat. Am zis-o cu domnul Ionică și cu domnul... Georgică. Domnul consilier. Problema este la altfel. În afară de faptul că mi se strâng bani în factura curentă la zi, foarte mult sunt întrebați mai de ceas. Eu am gândit varianta în care o zile să mă fac dușman și n-am ce face. Dar dacă aduc o firmă, un dispozitiv de căutare... Trebuie încercat și chestia asta. Asta este transmisia. Un detector, anume de aur... După mandatul care îi trece după partea, da? Păi nu, ca să știi. Ești pesimist? De ce? Nu, sigur, asta s-a întâmplat. Nu, trebuie să încercăm toate variantele. Trebuie să ai spunat direct, nu vrei să te poate să facă și tot. Nu, nu, nu. Atunci, dar nu vrei să te poate să facă și cu pintii unite și cu... Deci, ar trebui făcută chestia asta. Deci, ar trebui făcută chestia asta. Ursul de aici, când era... Sunt un lucru. Deci, lumea trebuie conștientizată. Pierderile sunt cum sunt, dar problema se și ridică, dar se și ridică paiurile. Deci asta e clar. M-am mirat cum se ridică. Da, nu sunt mari. Toată lumea și la unești, așa e rămas. Dar, totuși, eu văd o soluție. Este angajat aici la locuși care este joanătate. Se deci mă se iază la facultate. Da, nu este să mă facem. Bun, și dar cu țări, bă, care este așa și să o știu. Nu știu, sau ceva, ca să are 20 de joare pe zi. Domnul Andreea, și-a luat, am făcut discuții, mă luat, nu fii de plasezi. PNAVM, apă, apă în casă, în fond, orice timp, nu, te duci și în poartă și citești, te-ai uitat, dacă ți s-a vrut ceva suspect, la revedere. La noi și ne-a așa să faci din patru. Vreau să duci în fiecare. Nu mergi cu pepe și cu cartofi. De asta vă noi să duci să-ți spune de astea. Vreau să duci cu altă răspundere. Păi, dar bineînțeles.
Și nu suntem la teatrul din Păpușca, suntem și să uităm cu cei care au Mergem cu la ce vreau să ne angajăm, nu? Cum? Ei, m-am făcut lobby, eu recunosc că e un mic. Ei m-am făcut lobby ca să-l angajeze. Nu mi-e interesează, nu corect. Mai am pus ce pot să-l Ce ți-ai semnat, bine, chiar nu mai e regulat cu mine la cap. Ți-ai semnat la membru, acolo, și lasă-mi pace, nu mai Mai avem niște cereri. Adică când am fost băiat cu Macarea, lasă că stare la școlare, mă, dacă ești de învățări mai din 5, chiar îți spune germană, da? Lasă că... Alo, nu mai monopolizăm ședintele. Ai dat o dată problemă, chiar nu. Restul nu mai trebuie. Hai să vedem. Mai au zis ceva, dar mai zis ceva? Nu. Disciplinați. Avem câteva cele, hai să vedem. Ce-am făcut? Bună ziua, la revedere. La revedere. Din mă, Nu am plecat, domnule, cu tine. Este rămâna doamna cu tabelea. Nu aveți întrebări, domnule? Domnule primar, subsemnatul Bărăuanu Toade cu domiciliul satul Vinișoara, comuna Târgu Trotu, solicit anularea contractului privitor la plata gunoiului, întrucât mașina care ridică gunoiul nu a venit până acum, pentru că nu poate intra din cauza drumului fiind în pericol de a rămâne împotmolită. Menționez că nici nu se adună gunoi, pentru că în gospodăria la mine totul se reciclează. Vă mulțumesc pentru înțelepciune. 23.6. Domnule primar, prezent o altă din 3647 din 22.6.2016, întrucât nu am primit niciun răspuns la cererea anterioară, înregistrată numărul 2903 din 9.5.2016, subsemnații cu Palamariu Toader, AMP Ianica, Jacu Costel, Ciubotaru Florica și Părăuanu Toader, domiciliați în Vinișoara, comunată cu Drogul Veți Bacău, suntem nevoiți de a face o nouă solicitare pentru tragerea de iluminat public pe ulița noastră. Menționăm că nu am avut niciodată iluminat public în zona noastră, de când există acest sat. Locuim într-o zonă periferică și ne confruntăm cu diverse furturi pe timp de noapte. La fel cum noi plătim taxe și impozite de către primăria Târgu Trotu, la fel vrem și noi parte de beneficii pe care le au cetățenii acestei comuni. Mereu am fost și suntem ignorați și marginalizați. Vă rugăm să luați măsuri în această privință. Altă cerere. De la Vișoara, Altă cerere, 3451 din 10-a 6-a, subsemnate grozații. Să fiu scutit de la plata apei. Începând de la înlocuirea conductei, am plătit 100 de roni și contoarul arată în prezent 1692 metri cubi. Ca atare, vă rog să luați în considerare acest fapt. Da. Cât am avut grijă de toată instalația de la Vinișoara, nu s-au pus probleme. În practic, eu după ce te luam, ca o bani. Și când era echipa, mai luau, da. Dar au făcut și muncă patriotică, destul, pentru că la avare el era în cisme, el era în da, eu zic că de când s-a pus conducta nouă, o să fie băgat la plata. Pentru că acum nu mai are ce face. Da, ce-a fost în trecut? O altă cerere, 4.137.2016, subsemnatul, nu înțeleg aici, Ieșan Marius, așa, domiciliat în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, strada Petru Rareș, numărul 9, Roghiam a aprobat cererea de închiriere a spațiului pe terenul liber construibil al fostului CEA pe Târgu Trotu și menționez că aș dori un teren... de închiriere în vederea concesionării fondurilor. Orice cerere de asta care vine, se va respinge categoria. Da?
Orice cerere. Nu, dar orice cerere de asta care vine se va respinge categoric, pentru că acolo am stabilit în penultima ședință, dacă bine mi-aduc aminte, da, acolo va rămâne baza de deservire a primăriei. Exact. În speță, pentru buldoi scapător, depozitarii. Și eu am renunțat la asta, deci acolo asta va rămâne. Deci, clar. Dar spuneți-le oamenilor când vin spre noi, domnule, nu îți primim pentru că noi nu avem acolo. Da? Și acolo a fost și un proiect care a venit chiar cu proiect. Clar. Da, o spun doamna, să nu mai puniți așa ceva. Exact. Exact. Cererile pot fi de acord. Și răspunsul pe care îl dăm noi trebuie cetățeanului, n-ai cum să-l vezi. Dar mai ales două cereri. Mai stați un pic, vă rugăm. Unitatea administrativă teritorială, după cum mai ne știe. Așa, în atenție, în conformitate cu prevederii legii 121 din 2014, privind eficiența energetică și a urmarea solicitării exprese adresate instituției noastre de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, prin adresa numărul 40.006 din 2016, pe care propunem la dispoziție anexată în xerocopie, prin care ni se solicită sprijinul în vederea impulsionării UAT-urilor din județul Bacău, cu mai mult de 5.000 de locuitori, să întocmească și să transmită programele de îmbunătățire a eficienței energetice, care includ măsuri pe termen scurt, precum și măsuri pe termen de 3-6 ani. Vă adresăm rugăminte de a vă conforma regulamentelor legislației în vigoare și de a întreprinde demersuri necesare în acest sens. Bun, pentru asta ar trebui întocmit o documentație. Și asta vrem să vă solicităm un aviz. Putem începe pentru să ce? Avem... Nu, la ce se referă asta? Că n-am fost atent, era cuvântul în altă parte. Era cu oameni și mă gândeam... La mai ședințe explicați ca să explicați de ce-i vorba. Nu mai lasă și reglementări. La ce se referă, doamnă? Domeniți-mi din unde da, sunteți cea mai în măsură. Vă rugăm frumos. Deci este o adresă de la prefectură. Da? Ei au primit la rândul lor o solicitare din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei da, pentru UAT-urile care au peste 5.000 de locuitori. Dar noi nu avem. Să-l tocmească. 4.967, nu așa? Da. Așa e, domnule. 4.967 de populație. Din 4.967. Deci nouă ne-a venit adresa de la prefectură. Suntem nominalizați. Doamne, spuneți, da. Deci eu citesc. Și ne solicită să întocmim și să transmitem programul de îmbunătățire a eficienței energetice. Adică? E un program, e o documentație care trebuie întocmită de o firmă specializată, autorizată. Ca să-mi ia bani. Să-mi ia bani. E, doamnă, transmiteți-le de acum. Nein. Adică germană în lume. Da, de unde? Numai eficiență energetică. Că nu și-a placat domnul Vititelu casa cu polistiren și îi dă prea mult, că îl interesează pe ăsta, că dacă eu nu încălzesc sau nu. Da, asta e... Domnul Adrian. Domnul Adrian. Să citească mai este o cerere. Bună ziua. Petiția cu numărul 3759/1 a fost adresată domnului primar Forgoș Adrian și cred că am scris în limba română. Da. Rog să răspundeți punctual la petiția 934/1/30/06/2016, nu parțial cum ați făcut și la celelalte petiții depuse și să fie semnat și ștampilat de domnul primar. Da, te ceri așa, dar cine? La cine poate să fie? Dacă nu răspundeți azi, băgați mâine la ședința de Consiliu Local, la diverse. Și dezbatem petiția cu consilieri, ca să vadă toată lumea cum se răspunde la petiție în primăria comunității. Păi, dar ce ceri? Domnul meu, ce ceri? A depus o cerere cu 8 puncte. Așa? În care ceri ce? Două puncte pentru doamna contabilă, două puncte pentru doamna Bădrom, parcă erau... Nu? Da, era da. Cu... Deci s-a răspuns. Vrea să vedem ce datorii au fost. Am înțeles că e site-ul pus de contă. Cred că atunci de contă. El a cerut o... Un raport. Așa, da. I s-a dat site-ul respectiv, probabil nu a găsit și a venit. Da, probabil dacă nu i-ați dat, cred că mă cer, dacă nu i-ați dat și nu i-ai mulțumit de răspuns, probabil că de asta. Și o să vă toace cu petiții de astea până vă săturați, cred.
Eu sunt pe de domnul Adrian. Să mai sus, dar totuși așa ar fi fost corect. Dacă se poate. Așa cred eu de putință că ar fi fost corect ca să ne întâlnim cu toți angajații primăriei. Să discutăm cu ei, poate au probleme. Să putem îndrepta problemele pe care le au, ca cetățenii când vin la dânsii, să se poate rezolva problema din orice punct de vedere. Asta, ca omul și cetățeanul să vină de plăcere la Comuna Târgu Drotuș, nu să stea stresat că nu pot să vin ca să întocmesc o cerere că nu mi se ia probă. Sau să-mi trimis acasă, sau să-mi chemat peste 3 zile, sau nu știu ce. Din punctul meu de vedere... Aveți sesizări în aceste privințe? Nu, dar mi-i spun oamenii. Dar mie mi se pare... Și noi prin vocea oamenilor... Dar și încă un lucru important, cel mai lucru important, să se pună o cutie aici afară, cu sugestii, cu reclamații, cu propuneri, cu orice, iar să fie sigilat afară și în prezența a 2-3 consilieri să deschidă. Se citește aici la diverse și se ia în considerare în momentul în care respectivul cine a depus sau cine a făcut petiția, să fie trecut numele. Ca tare că dacă nu are numele trecut, atunci nu poți să iei în considerare. Acum recent, dar așa cred eu că e de putință ca să venim în ajutorul cetățenilor noștri. Nu zic acum recent, 3 săptămâni. Domnule consilier, eu am 3 săptămâni. Dar nu mă interesează, pentru că așa a fost. A venit un băiat aici și i s-a pus problema că de ce am venit eu personal ca să-i cer pentru el act. Și acum nu e niciun băiat. Un băiat. A venit pentru că el trebuia să o obțină pentru autorizație. I s-a zis că, domnule, ce tot caută un burianul aici? Trebuie să vin mai personal. Păi, dar respectivul, dacă n-a avut timp. Și eu am venit, doar se putea. El avea deja depus. Deci este cazul dumneavoastră. Da. Da, da. Mai sunt și alte persoane. Da. Nu mai cazul meu. Sunt și alte persoane. Da, și vă spun un lucru. Vine aici, mădușa și tătăraia, da? Și are pentru agricultură ca să obțină hârtia pentru, știi foarte bine. Da, că la noi sunt foarte multe persoane care vin pentru, ca să obțină pentru agricultură. Păi da, eu aș cere așa. Să fie niște cereri tipizate. Ca omul respectiv, când vine cu două, trei clase, să știe să completeze sau să fie îndrumat ca tare. Nu că să fie reschis. Ca omul să fie de plăcere. Doamne, eu mă duc la Drotuș, vin de plăcere. Că am de rezolvat la agricultură. Că am de rezolvat la autorizație de funcționare pentru clasă. Că am la orice. Să fie. Nu, mi-a vrut să spun altceva. Trebuie să sesizați, clar, și funcționăm respectiv. Nu vorbim pe... Da, da, eu de asta am enunțat. Ca să vină și funcționarea aici, că poate au și ei probleme pe care le putem noi îndrepta. Că și ei, dacă au probleme, atunci noi nu trebuie să știm. Da, da, da. Da, nu, asta zic. Poate au probleme, nu? Sau poate au propuneri care să le îndreptăm mai ușor. Domnul Adrian. Să știți că în acest sens facem o funcție. O ultimă întrebare. Deci aveți luni. Deci, dacă eu... Dacă vreau știi foarte bine, eu da. Sunt... Când nu pomie ceva, sunt foarte vulcanic, da? Tocmai asta a fost. Te-ai cântat că, domnule, m-am instalat de 3 săptămâni. Te-am lăsat da. Să treacă 30 zile, numai puțin, da? Dar, de ședință, începând de luna viitoare, vreau să știu așa, care este statutul? Și care este... în ce situație ne aflăm cu... conducta pentru apa menajeră, adică pentru așa, în ce stadiu? Pentru că toți v-ați inflamat aici, când am spus toți, începând de aia 7, ca să nu v-ați inflamat toți, dar nimeni n-a zis, băi, hai să facem ceva pentru comunitatea asta. Căminul ăla să facem aici, în Drotuș. Să facem o bază sportivă. Trebuie să așteptați, domnule Ștefan. Mai mă lăsați un domnul Ștefan. Da? Domnule, deci căminul. În primul rând, căminul. Deci toți v-ați inflamat. Decă să dăm 200 de milioane, 800 de milioane, 200.000 de euro pentru proiect și știm cu toții, sau care suntem mai vechi, știm cu toții că nu se va face nimic și garantam să facem proiectul ăla cu infrastructura rutieră, știm foarte bine asta. Deci dacă se va face ceva, ne schimbăm domiciliul, ne întoarcem invers, așa vorbim. Așa, deci asta o știm, asta e drăgeală. Așa, căminul ăla, deci voi militar. Deci, deci canalizarea, căminul, un teren de sport pentru tinerii din Târgu Drotuș, pentru că în tuta aveți, în Vișoara este Drotuș Nex. Da, știu. Da? Și ultima, și ultima care vreau să puntez, dacă aveți decența și bunăvoința, spuneți că v-ați angajat
secretar personal, consilier, în speță domnul... Da. Domnul Ioșca, da? Cu cât îl remunerați? Pentru că trebuia să fim și noi consultați ca și consilieri. Doamna secretară, poate să-l dați-ne, doamnă, informația ca să știm și noi. 2600 de lei brutul. 2600 de lei, da? Doamnă, tot atâta să... Eu știam, fără să-i spuneți noastră, dar vreau să audă, pentru că eu știu. Deci, recunosc, deci, doamnă, băi, nu aș fi rău frumos. Recunosc că eu știam de 2700, dar când le-am spus... Doamnă, eu știam de 2700, am spus domnilor consilieri și a spus că știu. Deci, dețin informații de... Bun, cu banii ăia, nu se putea pune motorină la buldura nostru să lucrezi. Sunt drumuri de desfundat. Cu tare. De ce trebuie să vă trageți, domnul? Știți cât e? Avem 6 secretari în primăria asta. Unul cu MAPA, unul cu SAPA, unul cu COASA, unul cu motocosicolarea, unul cu POPA și unul cu SECERA. 6 avem. 6 secretari. Bun. Și 4 funcționari publici. Ce fac ăștia 6 secretari în primărie? Nu sunteți de acolo cu consilierul personal, da? Păi dacă... Da. Deci nu vă supărați pe mine. Nu, dar... Deci da. Da. Deci, adică, în primărie am spus clar că nu sunt bani. Da? Deci nu sunt bani. Dar cu 27 de milioane să punem banii ăia frumos, îi dăm la bun de excavator, pentru că să o spunem drept, piciorul ăla atâta stă descoperit. Sunt drumuri care nu pot, au niște minuni din astea crevase care circul și s-ar putea lucra cu 500 de litri, 500 ceva de litri, aproape 600 de litri de motorină, bun de excavatorul poate lucra non-stop 2 săptămâni. Eu nu vreau să vă supărați pe mine. Dar asta este. Asta este realitatea. Asta e programul dumnealui pentru campanie. Dar foarte bine. Transformați voastră campania dumneavoastră. Foarte bine, domnul Făcărău. Vă rog, lăsați pe domnul primar să-și facă treaba, domnule. După aia să te rog. Nu programul dumneavoastră, să-i mutați dumnealui. Vreți aia. Asta a fost programul Mata și pentru programul Mata... Păi mi-am început, domnule, campania. Mata pentru programul Mata, ai trei consilieri. Lăsați pe dumnealui să-și facă treaba. Da, domnule, de ce ai fost la început campania electorală? Mata, îi mus toate problemele Mata din promisiunea Mata. Domnule. Dumnealui are la lucru, să se reașeze, să se facă.